În primul rând, bună ziua și bine ați venit la ședința noastră. Este o ședință ordinară, o ședință de sfârșit de an și avem multe puncte pe ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea municipiului local. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat a comunei Cașin de Spatău pentru anul 2016 și 2017. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitului și taxe locale pe anul 2016. Punctul 4. Aprobarea unei sume de bani pentru cadouri pentru copii, cu ocazia sărbătorului de iarnă. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finalizării lucrărilor la investiția construirii cămin cultural în satul Pâlița, comuna Cașin de Spatău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Cașin, domnului Sfântul Constantin. Punctul 7. Rapoarte de activitate ale Comisiei de Specialitate. Punctul 8. Rapoarte de activitate ale consilierilor locali. Punctul 9. Evaluarea performanțelor profesionale individuale a secretarului comun. Cu aprobarea dumneavoastră, am rugămintea de a comenta ordinea de zi, din care au fost și au mai fost unele puncte, și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pe anul 2016, în cuantum de 3,76 lei pe lună. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare și transport deșeuri. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economici a investiției extindere rețea electrică VEA 0,4 kV și iluminată public în strada secundară Zăldău, stat Cașin, comuna Cașin de Subacău. Și raport punctul 4, la documentare, raportul viceprimarului comunei Cașin. Care este asta? Raportul viceprimarului comunei Cașin. Eu aș avea câteva obiecțiuni, am văzut acolo în materialele pregătite de doamna secretar. Foarte voluminos acolo la taxe și impozite. S-au modificat ceva față de anii trecuți. O să vă dau o explicație la urmă. O să vă spun. Bun. Am înțeles. Și de ce este pentru? Este cineva împotrivă, dar cineva mulțumesc. Dau cuvântul domnului primar să prezinte proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Aveți și dumneavoastră materialul pe o să vă citesc expunerea de motive, cred că este mai detaliată și o să înțelegeți mai bine. Cetățean să voi Daniel, primarul comunei Cașin și coordonator principal de credite, propune rectificarea de buget după cum urmează. Se majorează veniturile bugetului local cu suma de 1.515.000 lei, astfel. Capitolul 040201, cote defalcate din impozit pe venit cu suma de 33.500 de lei. Capitolul 11.0205, sume defalcate din TVA pentru drumuri cu suma de 53.500 lei. Capitolul 11.0206, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local cu suma de 150.000 lei. Subvenții pentru finanțarea programului de dezvoltare locală, 1.041.000 lei. Așa sunt banii care au venit la bugetul dezvoltării, la decontarea cerută, la ce a făcut conducul la proiectul modernizare de drumuri local. Venituri proprii depășit 57.500 lei și sume primite de la APIR, suma de 179.500 lei. Cu aceea sumă se majorează și cheltuielile bugetului local după cum urmează. Administrația publică locală cu suma de 25.000 lei pentru plata utilităților energie electrică, gaze, consumabile, calculator și Xerox, precum și pentru cadouri pentru copii de Crăciun.
transferul de bugetul local către bugetul pătrului județean, finanțarea cheltuielilor copiilor ucineagă, 15.000 lei, cultură cu suma de 5.000 lei pentru finanțarea echipelor de fotbal. Există asistență socială cu suma de 21.000 lei, din care 18.000 lei pentru plata indemnizației pentru persoane cu handicap și 10.000 lei pentru plata 2.000 de ajutor de soldură pentru persoane care au ajutor social. Locuințe, servicii și dezvoltare publică cu suma de 154.000 lei pentru finalizarea investiției alimentare cu apă pentru luminat public, pentru finalizarea investiției de modernizare școală cu etaj, pentru continuarea investiției amenajare teren suport, realizare la scopă menționată pentru Brașaniu, școala Curica. Protecția venit cu suma de 4.000 lei pentru plasa de venitul de lucrări de amenajare a părului la drumul și podul cu suma de 1.274.000 pentru plata de deprezire din iarna 2014-2015, pentru investiția modernizarea drumului de interes local, închiriere cu utilaje, pentru aplicarea comunului pe care l-am luat pentru podul la podul Briceac. Podul la podul Briceac sau la Nărbou? La Nărbou. La podul Briceac. Așa e... La Nărbou, podul Briceac, cu Cărbou. Da, mulțumesc. Domnul Valean, raportul. Da. Comisia pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget finanțe, adresarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiectul de hotărâre de la punctul 2, de la dumneavoastră. Vă să comentez, doamne. Păi, nu te mai mult. Nu, e problema dumneavoastră. Nu am întrebat, am fost și am depus documentația, dar m-am întrebat dacă necesită întâi hotărârea noastră. Deci hotărârea de Consiliul Local se adoptă după ce vine avizul de neinspectorat școlar și proiectul de hotărâre a fost trimis la inspectorat. Da, mâine fără acest aviz de la dumneavoastră. Asta este ideea. Trecem mai departe și am să mă duc să sur eu să văd lista lucrurile pe care am ședințe ca să nu ne mai întâlnim o dată. Da, domnul primar, punctul 3, proiect de hotărâre cu vita aprobarea acestor și taxelor locale, conform de un report fiscal, dacă aveți ceva să ne... Așa pot să vă informez că nu au mai crescut taxele și impozitul care de noi grile am mers pe minim ca să nu le mărim, să rămână la același nivel ca și anul trecut. Ca și anul trecut, să fim mulțumiți, ne încasăm cu cele care le avem. Mărindu-le și la nivelul care sunt acum, nu putem să ne casăm pe toate, să facem casare de 100%. Mărindu-le, zic, părerea mea, nici atât nu vom face. Deci am rămas la același nivel, asupra terenului, asupra clădirilor, construcții, TMT-ul și așa mai departe. Da, raport de analizare. Comisia pentru programe de dezvoltare economică-socială, buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunii, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215/2011, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru oferirea de cadouri. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume de bani pentru oferirea de cadouri pentru copiii din comuna Cașin de Subacău, în legiul sărbătorilor de iarnă 2015. Primarul comunei Cașin de Subacău, având în vedere expunerea de motive a primarului numărul 9763 din 25 a 11-a 2015,
este reactul viceprimarul comunei numărul 9764 din 25 a 11 2015, vizat CPP deputate, în conformitate cu prevederile legii numărul 275 din 2006 privind finanțe publice locale, cu modificările și completările continuare. În temeiul articolului 36, aliatul 1, aliatul 2, litera B și aliatul 4, litera A, articolul 45, aliatul 1 și articolul 115, litera B, din legea numărul 215/2001, adicații publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune. Articolul 1. Alocarea sumei de 5.000 lei pentru oferirea de cadouri pentru copiii din Comuna Crașului sub Astor. Articolul 2. Primarul Comunei, prin compartimentul buget contabilitate, credit, va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre. Articolul 3. Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre primarul Comunei și prefectului de sub Astor în termen de 10 zile de la adoptare. Deci, în fiecare iadă, să ia vacanță ultima zi, școala organizează un spectacol de Crăciun în Căminul Cultural. Și acolo, în cadrul acestui spectacol, se oferă cadouri copiilor. Nu numai copiilor în școală, așa, dar toți copiii care sunt prezenți, dar toți copiii în așa. Da, după aceeași comisie analizăm proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani pentru oferirea de cadouri pentru copiii din Comuna Cașin, județul Bacău, cu prilejul sărbătorilor de iarnă 2015, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim! Continuat proiectul de la punctul 5, privind aprobarea finalizării lucrărilor la investiția finalizare și construirea corectului parcului SAM. Aici o să vă citesc expunerea motive, unde o să spun larg cum stă lucrurile acolo. Expunerea motive. Privind proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării lucrărilor la investiția construirii cămin cultural în satul Cuița, Comuna Crașului de sub Astor. Stimate doamne și domn consilier, edificarea construcției căminului cultural în satul Cuița, Comuna Crașin, a început încă din anul 2009, în baza proiectului numărul 15/2009, în 2010 arhiproiect, RD Bastro. Aceasta fiind în baza oferitării fărului prezor, construcțiului inițial, 10.000 urmă, construcție de necărtănești, a realizat și mobilul până la faza la urmă, după care societatea a intrat în capacitate financiară. Astfel lucrările au fost fixate. În anul 2011 se emite o a doua autorizație de construire pentru continuare lucrării la Căminul Cultural Cuița, Comuna Crașin, și se încheie un nou contract de execuție numărul 348 din 9/3/2012 pentru restul de lucrări cu speciale parțelele din Bacău. Iar prin actul adițional numărul 1 la contractul 348/2012 s-au adus modificări esențiale ce au anulat practic criteriile tehnico-economice prin care speciale parțelele a câștigat licitația. În intervalul scurs de la procedura de atribuire a contractului de continuare lucrări și până la demararea propriu-zisă a lucrărilor în baza contractului încheiat de Comuna Crașin cu 10 ani în parte de lei, în condițiile în care construcția nu s-a asigurat conservarea de către vechiul constructor, au dus la retardarea lucrărilor deja executate. Astfel, ca în anul 2012, se realizează o nouă măsură care se încheie în urma acestea un nou contract cu numărul 2582 pe 2012 cu 10 ani în parte de lei de lucrări suplimentare. Având în vedere condițiile în care a fost încheiat al doilea contract cu 10 ani de bază de lipsa unei hotărâri a Consiliului Local de aprobare a sumelor necesare suplimentării lucrării de la bugetul local și majorarea indicatorului tehnico-economic, nerespectarea prevederilor ordonanței de urgență 34/2006 privind achizițiile publice, Comuna Crașin a solicitat Tribunalului Bacău constatarea anulării contractului de lucrări numărul 2582 din 2012 și a câștigat acest lucru în instanță. În vederea continuării lucrărilor sistate de către specia de bar, pe motivul întârzierii la plata unor facturi, pe rolul judecătoriei Onești a fost depus dosarul numărul 4635/2017/2014, ce a avut ca obiect asigurare dovedii. Pe rolul instanței judecătoriei se trimează dosarul 924/110/2015, aflat la curtea de apel Bacău, ce are ca obiect plata de către UAT Crașin la sume de 56.111 lei, cu titlul de contravaloare a lucrărilor de construcție executate și neașteptate aferente contractului 348/2009/3/2012, efectiv factura 103.000 numărul facturii foarte mare, vă rog. Deci, un greșeală aici. Din 8-6-2012, anulată de către constructor.
dosarul de apă pe rolul curții de apel Bacău, termen 10-12-2005. Dosarul de apel rolul curții de apel Bacău, termen 10-12-2015. Dosarul 3842 pe 110 pe 2014, aflat pe rolul curții de apel Bacău, nu este încă dat termen, în care se solicită suprata sumei de 439.785,12 lei, aferente facturilor, tot la fel, număr foarte mare, cred că e o greșeală, din 14-2012 și facturii din 6-6-2012. Întrucât contractul de lucrări 3048 din 9-3-2012 a avut ca termen de execuție 12 luni, deci valabilitatea lui a citat în luna martie 2013, al doilea contract 2582 din 8-5-2012 a avut ca termen de execuție tot 12 luni, acest contract fiind, așa cum am mai spus, anulat în instanță. Având în vedere că edificiul nu i s-a asigurat conservarea corespunzătoare în acest timp, a făcut ca deteriorarea ei să fie din ce în ce mai agravată. Constructorul 10 ani în BACSRL nu a realizat recepția contractelor, nu a prezentat ca autorităților locale investiția, deși s-a cerut acest lucru de 3 ori. Nu a asigurat coada și conservarea, dar nici nu a continuat lucrările. Existând posibilitatea ca oricine și oricând să intre în sediul căminului cultural, să spargă geamă, să murdărească pe ei și să distrugă lucrarea. Din cauza lipsei căldurii și a prezenței uvezelii, parchetul s-a umflat, încheiat și barul s-au degradat, intrația electrică a fost descompletată. În concluzie, apare ca o necesitate imediată continuarea finalizării lucrărilor la acest obiectiv. Încă o iarnă, peste lucrările de construcții deja executate, ar putea lăsa urme adânci în bugetul local la anul viitor. De aceea, consider că este necesară aprobarea Consiliului Local a Comunei Cașin pentru finalizarea acestei investiții, pentru realizarea unui proiect de continuare și finalizarea lucrării, în baza căruia să se selecteze societate specializată care va finaliza investiția pe mâini cultural în statuiția Comuna Cașin. Finanțarea lucrurilor se va realiza de la bugetul local. Motivat de considerații de mai sus, supun aprobării Consiliului Local ca și propunerea de aprobare a finalizării lucrărilor la investiția construirii cămin cultural în statuiția Comuna Cașin și județul Bacău. În forma prezentată. Da. Domnul Oranu, vă rog. Deci, Comisia pentru Programele de Dezvoltare Economică Socială, Buget Finanțe, Accesare Domeniul Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării lucrărilor la investiția construire cămin cultural stat Curița, Comuna Cașin, județul Bacău, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din Legea Administrației Publice Locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Domnul primar, proiectul numărul 6 de onoarea Comunei Cașin, domnului Tudor Sepantanu. Voi începe cu expunerea de motive. Expunerea de motive, privind conferirea titlului cetățean de onoare, domnul Tudor Sepantanu. La propunerea domnului profesor Comăniș Constantin de a conferi titlul de cetățean de onoare a Comunei Cașin, domnul Tudor Sepantanu, și în urma discuțiilor cu cetățenii ai localității noastre, am inițiat proiectul în acest sens, pe care îl susțin cu următoarele argumente. S-a născut la 11 februarie 1959, din frații geme, într-o familie numeroasă de rând, în satul Cașin. La 12 ani începe practicarea unui sport olimpic, lupte libere, în cadrul clubului sportiv Onești, sub secția Școala Cașin. Se distinge și ajunge titular al echipei de juniori, câștigând numeroase concursuri județene și zonale la categoria sa de greutate și de vârstă. Se clasează pe locul 8 în țară cu echipa de mini-fotbal la școlii Cașin în competiția națională Cupa Cutizătorii la fotbal, probabil cea mai bună generație de fotbaliști ai școlii noastre, Coșbuc, Geandră, Nicu Cristian și alții. Antrenor, Dumnezeu să-l odihnească, domnul profesor Nelu Zbârcea. Este de mai multe ori campion pe Moldova la juniorii mici. În anul 1976, luna mai, la Cluj-Napoca, este vicecampion național de juniori. În același an debutează în divizia A de seniori cu dispensă de vârstă. Este campion național școlar. La 18 ani devine instructor sportiv și antrenează nenumărate generații de copii cășuneri, unii dintre ei spunându-i și acum, maestri. Lucrează ca bibliotecar la Biblioteca Comunală, pădurar la Ocurul Silvii Măstirea Cașin,
fiind ales lider sindicat și mai apoi vice-lider la nivel județean. În 1991 înființează fratele său Tudose Gheorghe firma SC Tudose SRL, care în 25 de ani a plătit către bugetul de stat, inclusiv către bugetul comunei Cașin, suma de aproape 35 miliarde lei vechi. Au realizat împreună un fel de secol, ceea ce este dat exemplu. În ultimii 20 de ani, firma SC Tudose SRL a fost distinsă de Camera de Comerț și Industrie Bacău, cu diplome și trofee pentru rezultate bune obținute în aplicare. În ultimii 10 ani consecutiv au ocupat locul 1, fiind până de curând singura firmă din zona Oneșului remarcată astfel. Datorită seriozității, profesionalismului și implicării, este ales în cadrul Asociației Profesionale ASFOR, președintele sucursalei Vaslui, Vrancea Bacău. La nivel național, în cadrul Adunării Generale din Brașov, este ales vicepreședinte al Asociației Forestierilor din România. În anul 1999, împreună cu alți 4 cosăteni, pune bazele competiției sportive Cupa Cașin, pe care o sprijină la toate cele 16 ediții, inclusiv financiare. În 14 martie 2010, organizează un moment inedit la pământul domnului Nicolae Păslaru, de la Biserica Sfânta Dumitru, dezvelirea unei plăci comemorative și lansarea cărții în memoria Nicolae Păslaru, dar mai ales marcarea cu o zi înainte aniversării a 600 de ani la prima testare documentară a satului Cașin la 15 martie 1410. Contribuie de data aceasta numai cu idei foarte bune la manifestările desfășurate de Sfânta Maria, drept pentru care primarul Cosmin Curelea îi confera ca o minimă recunoaștere merite deosebite, diploma și medalia Cașin 6 secole. Începe să caute și găsește ceva pentru a aduce vestea despre statul natal, astfel decât până acum. Încurajat de ecoul lucrării în memoria Nicolae Păslaru, publică și lansează în anul 2013 lucrarea despre Cașin și Cășunet, porțile de lemn ale statului, porțile sufletului. O lucrare apreciată, extraordinar de specialiști, etnograf și nu numai. Având cronici foarte bune, lucrarea este premiată în 27.9.2014 cu distinția Monografia anului 2013. Împreună cu autoritățile realizează bustul preotului Eugen Ardăleanu. Primește premiul Arta Cărții la Salonul Internațional al Republicii Moldova, unde sunt prezente peste 10.000 de titluri. Apare ediția a doua în limbă, traducere în engleză și franceză, cu două prefeție excepționale, semnate de profesorul universitar dr. Mihai Deaconescu, nominalizat din partea României la primul Nobel, și de profesorul universitar dr. Ion Ghinoi, secretar științific al Institutului Etnografic Român, ce funcționează în cadrul Academiei Române. Lansarea la nivel național a ediției limbe a avut loc la Muzeul Național al Statului Dimitrie Cuza, unde s-a făcut o adevărată pleadorie pentru statul Cașin. De 15 ani, nicio localitate băboară nu a fost prezentă la această instituție. Are o relație excelentă cu școala, numeroase manifestări cu profesori pensionari, o expoziție de bagnote și monede. Tot în anul 2013, are o idee și o materializează împreună cu primarul și cosătenii săi de a organiza defilarea căruților convertiți din Cașin. La a doua ediție a acestei parade, capătă confirmarea din partea specialiștilor că e singură de acestea în România. La ediția din 2014 a Țării Comune, inițiază și susține simpozionul etnografic și tradiție în Cașin. Etnografie și tradiție în Cașin. În anul 2015 se petrece apogeul de Țările Cașin, statul nostru primind definitiv confirmarea ca intrat în circuitul de valori etnografice ale României. O bârșie a Bioriței cu multe elemente de premieră și unicitate națională. Toți academicienii, profesori universitari, doctori, specialiști prezenți în statul nostru de Sfânta Marie, Mare, recunosc statutul de marcă identitară regională și națională a Comunei Cașin. Albintrea statului nostru în grupul select al celor 49 de repartări, în asociată cele mai frumoase state, se alăturează gospodarul nostru, autorităților, dar dură mare și domnul Josu Constantin. Propune să aibă loc un simpozion privind aniversarea 150 de ani de învățământ, instituționalizat în statul nostru, la care va prezenta fragmente din primul capitol a monografiei Școlii Cașin, la care lucrează prezent. Așa cum statul nostru este aparte, ca fiind singura comunitate de munteni din Sfântul Moldovei, la fel prin trăsăturile psihice, morale, intelectuale, domnul Tudose Constantin este o personalitate aparte a comunei noastre, care a dovedit că și pe ei și poate avea proprietatea în care s-a născut și locuiești, care i-a dobit toate principiile, făcând ca numele Cașin să fie păscut până din cod de granițe țări. Aceste multe motive întemeiate, pentru care propun și susțin să votați conferirea titlului de cetățean onoare al domnului Tudose Constantin. Încerc scuze de emoții.
Am citit asta din suflet, cunosc foarte bine activitatea acestui om. Dacă ar fi mai mult ca el, ar fi întâlnit cu mâna noastră. Raportul de avizare. Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii și funcției publice, a drepturilor cetățenilor, analizând proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei Cașiu, județul actual domnului Ciocuțu, securitații, consider că aceasta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de legea administrației publice locale, 205/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte forma prezentată. Da, mulțumim. La punctul 7 avem raporturile de activitate ale Comisiei de Specialitate. Și vom începe cu prima comisie, este vorba de Comisia Economică. Din Comisia Economică fac parte domnul Vădean, domnul Brânză, domnul Roșu, domnul Mușu și domnul Brenner. Cine citește raportul? Da. Raport de activitate al Comisiei de Dezvoltare Economico-Socială, Buget Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Gospodărie Comunală, Agricultură, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Nu mai spun că Comisia sus amintită funcționează așa cum a și anunțat doamna viceprimar, doamna președinte. Ca și în anii precedenți, membrii Comisiei și-au adus aportul la proiectele de hotărâri, ca proiectele de hotărâri să fie transformate în hotărâri ale Consiliului Local. În anul 2015 s-au realizat unele obiective avute în vedere în anii precedenți și amintesc aici stadionul din satul Cașa, modernizarea fostei școli din Curița, care va avea alte destinații, grădiniță, dispensar medical uman și activități de creație. Starea economică din comuna noastră, bunăstarea oamenilor, nu e mult diferită față de anii precedenți. Ne confruntăm cu aceleași probleme, locuri de muncă puține, create pentru tinerii care s-au decis să rămână acasă și a nu lua calea privilegiei în străinătate. Deși bunăstarea în comuna noastră e adusă de cei care lucrează cu succes în străinătate și fac ca starea familiilor lor să arate altfel. Când mă refer că starea economică nu e grozavă, am în vedere și faptul că sunt mulți cetățeni care nu produc mari venituri din agricultură, sunt beneficiari de ajutor social, iar faptul că sunt restanțieri la taxele și impozitele locale spune mult. Vis-a-vis de buget finanțe, pot să afirm că acest an au fost bani destui la bugetul local, rezultați din venituri proprii, din ajutor guvernamental, de la Consiliul Județean și prin programele accesate, gen AFIR, PNDR și altele. Cum s-au cheltuit aceste sume și cum au fost dirijați acest bani, sper să ne fie prezentat în raportul anual al primarului Comunei Cași din luna următoare. N-am să mă refer aici în raport la venituri, le pot comunica celor interesați, ci doar la cheltuieli, care mi se par că interesează mai mult atât Consiliul Local, cât și cetățenii care, dacă urmăresc ședința prin TV, se pot edifica și dânsi despre aceste lucruri. La cheltuieli am să vă fac așa o scurtă radiografie, ca să aveți idee cam cum s-au cheltuit banii și proveniție. Deci, la administrație publică locală, cheltuieli de personal, plan a fost 618.000 de lei, realizat 546.000 de lei. Cheltuieli materiale, 265.000 de lei, realizat 252, adică cheltuiți 252.000 de lei. Asistență socială, ajutoare pentru incendii, 5.000 de lei, s-au cheltuit 4.000 de lei. La investiții, 30.000 de lei pentru PUP, deci plan urbanistic general. Bânzi și comisioane, 7.000 de lei, la împrumutul de 179.000 de lei, pe care l-a amintit și domnul primar, s-a plătit din cei 7.000 de lei de obrândă, s-au plătit 3.612 lei. Protecție civilă și protecție contra incendiilor, plan au fost 8.000 de lei, s-au plătit 7.329 de lei. La școală, cheltuieli cu personalul, 809.000 de lei, cheltuiți 667.000 de lei, plus diferențe care, mă rog, hotărâri de Cătorești, profesorii și-au mai câștigat niște drepturi. Cheltuieli materiale, 142.000 de lei, aici intră și costul lemnelor pentru încălzire, s-au cheltuit 118.000 de lei și plus dotările care s-au mai făcut la grădiniță. Bibliotecă, cheltuieli personal 23.000 de lei, s-au cheltuit 17.739 de lei. Alte cheltuieli 2.000 de lei.
Cămin Cultural Cașin, 9.000 de lei, nu s-au cheltuit. Aici am să fac o mică remarcă. În noiembrie 2013, eu, domnul primar, v-am rugat ca să achiziționați o stație de amplificare pentru manifestările astea, că vedem că la sonorizare o ducem mai prost, dar nu, mă rog, nu s-a materializat deocamdată. Poate aveți în vedere pentru viitor. La Cămin Cultural Purița. Aici bănuiesc că sunt banii despre care noi îi aprobăm astăzi. 68.000 de lei. Nu știu ce a fost banii. Banii au fost agrupați la începutul anului. La începutul anului, da. Dar 33.100 pentru expertiză. O să ne explicați dumneavoastră pentru ce expertiză, probabil pentru ce... Da. Da. La Cămin Cultural Cașin s-a montat, mă rog, aer condiționat, care nu s-a plătit până acum. Urmează a fi plătit. Modernizare, dotare, Cămin Cultural Purița, iar avem 5.000 de lei care nu sunt cheltuiți. La sport, 32.000 de lei, cheltuieli materiale, arbitraje, întreținere gazon, s-au dat 10.000 de lei pentru Asociația Viitorul Purița. Aș vrea să fac o remarcă aici, pentru că în ședința trecută atât a fost detenționată ședința, și s-a indus așa ideea că suntem împotriva sportului și pentru tineri, că nu vrem să, mă rog, să-i ajutăm pe tinerii din Cașin și copii pentru practicarea sportului. Eu când am făcut acele remarci, chiar dacă mai sunt criticat pe Facebook că suntem făcuți în fel și, mă rog, în fel și chip, asta are un alt aspect. Vreau să spun că eu am aprobat banii pentru asocierea asta, vă plătim pentru Asociația Viitorul Purița, deși înființarea acestei asociații nu a trecut prin Consiliul Local, ca și o necesitate pentru Comuna Cașin de a avea două echipe în Liga a 4. Că sunt niște costuri, vedem că și cu întreținerea gazonului, de asta nu sunt împotriva tinerilor de la Purița. Și aș vrea să vă reamintesc aici, domnule primar, orașul Milano, din Italia, are două echipe de prestigiu, Milan și Internaționale Milano, care joacă pe același stadion. Și consider dacă terenul de la Purița până la stadion la noi, ca să vorbesc de meciurile oficiale, se pot disputa două meciuri pe terenul nostru, ca să nu îngropăm atât de mulți bani pentru crearea unui alt stadion. Am spus și sunt în asentimentul domnului Vrânceanu, acolo a fost teren de sport, sunt pentru ca acel teren să arate ca un teren de joc pentru antrenamente, pentru competiții, pentru copii, dar ca și stadion. Dacă ne ține punga, putem să facem stadion cu tribune, cu ce doriți dumneavoastră, cu apa adusă din Purița, cu întreținere. Vedeți că sunt foarte mulți bani cheltuiți la sport cu întreținerea. Nu cu numai întreținerea echipei, că se spală un echipament și că se duc în deplasare. Chiar cum acum a dat Dumnezeu zăpada asta și nu mai e nevoie, dar cu dat, cu alea sunt costuri și asta. Mă rog, ca să continui aici, 220.000 de lei au fost pentru amenajarea terenului nostru de la AFIR, care banii s-au livrat către ei, sau, mă rog, s-au virat către ei. La culte, 50.000 de lei pentru biserica din Purița, care nu s-au cheltuit până acum. Motivele, că nu știu dacă Consiliul Local știe sau nu e, dacă este informat, deci există acolo niște nereguli în acte și până când nu-și fac ordine în acte preoții sau, mă rog, cine se ocupă de chestiile alea, să vor putea cheltui. La ajutor social, încălzire și ajutoare de urgență, plan 64.000 de lei, s-au cheltuit 32.000 de lei. Restul de încălzire pentru persoanele care primesc ajutor social sau și cereri pentru încălzire, primesc de la bugetul local 10.000 de lei, deci 100 de milioane, nu știu dacă o să fie... Inicial de la Lucian, e corect, păi ei, la ei mă refer. Alimentare cu apă cu ciuri, deci joncțiunea asta care se face între... Ca să evităm conflictul pe care l-am avut noi cu Carla Tono sau cum se cheamă, Comitetul Metanelor, așa. Buget 70.000 de lei,
S-au plătit 40.000 de lei până acum, se va ajunge, lucrarea ne va ajunge până în jur cu TVA, cu tot în jur de 100.000 de lei, dar sperăm să merite, să nu mai avem conflicte și alte probleme. Iluminat public, pentru iluminatul public, 140.000 de lei s-au cheltuit toți. Avem 40.000 de lei pentru extindere rețea în Tălpău și Primăverii. Pentru teren Port Curița s-a dat avans pentru platforma aia betonată care s-a făcut în fața școlii. Modernizare școală Curița, 301.500 în buget, au fost prevăzuți în buget și s-a și plătit acești bani. Mai trebuie plătit în jur de 40.000 de lei, aprobări și alte chitanțe. Protecția mediului. Amenajare pe râul Lada, 20.000 de lei, s-a plătit 14.000. O să ne prezinte domnul primar ca și o întrebare, cât s-a făcut și în ce locuri s-a făcut decolmatarea râului ăsta. S-a plătit pentru ecologizare 55.000 de lei. Aici intră, cred că doamna viceprimar ne poate și ne poate informa, intră ecologizarea, mă rog, zonelor vulnerabile, dar intră și plăți făcute către consel. Deci către societatea asta și nu acum cred că să-mi dați răspunsul domnul primar. Vreau ca în ședința următoare să ne dați măcar așa câteva nume de cetățeni care nu-și plătesc salubritatea, nu vorbesc de anul 2015, că au timp până la sfârșitul anului să-și plătească, care n-au plătit până acum de ani de zile. S-a încetățenit chestia asta, nu plătește gunoiul, produc gunoi, nu plătește gunoiul, că vine primăria ca o mamă bună și le plătește gunoiul lor. Cum noi toți de aici, cred că nu există niciun cetățean de aici, din colegii mei care noi ne plătim gunoi, așa trebuie să-și plătească toți. O fi. Și vedeți că prețul gunoiului a fost unul onorabil până acum, 2,50 lei. Acum uitați, cum mai ridicăm la 3,70 și vor urma și alte. La drumuri, modernizare, drumuri de interes local, asfaltare. 1.057.000 de lei și s-a plătit, inclusiv diriginte de șantier și, mă rog, proiectare la, și podmel boc și tot ce s-a plătit, consultanță și altele. În buget sunt bani pentru dezăpezire, 53.000 de lei, din care, sperăm să avem o ea, nu plătim chiar așa mult, în care există o restanță de 34.000 de lei de anul trecut, sau din anii trecuți. Ca rămășiți, așa să spun, la sfârșitul lunii septembrie, din informațiile pe care le am, deci mai sunt de încasat 1.452.903 lei, din care impozit pe clădiri la persoane fizice 61.000 și la persoane juridice 37.000. Tot dumneavoastră să ne lămuriți, mă rog, la persoane juridice, care problema de nu-și plătesc. Bănuiesc că închirierile și ce avem noi pe obiectivele astea, cred că sunt plătite, nu se pune problema. Impozit pe terenul extravilan 57.000 de lei, persoane fizice 27.000, persoane juridice 1.331. Iar la taxa pe mijloace de transport sunt rămășițe de 240.000 de lei, 118 la persoanele fizice și la cele juridice de 30.000 de lei. Cel mai grav este că stăm prost la amenzi, unde anul trecut aveam 815.000 de lei, acum s-a ridicat la 912.000 de lei, 226. Planul pe care îl propunem noi ca și Consiliul Local la anul sau, eu știu, serviciu buget finanții este de 78.000, în care s-a realizat doar 55.000. Asta m-am referit mai mult la buget finanțe. La capitolul agricultură au fost trimise 31 de titluri spre rectificare, s-au rezolvat 15, restul urmează a fi rezolvate de prefectură și de oficiul de cadastru.
acest serviciu de agricultură de aici, mă rog, face, eliberează atestate de producător, adeverințe EON și pentru cărțile de identitate. La capitolul servicii, localitățile Cașin și Curița se bucură de servicii bune asigurate de administratorii de firmă. Noi am mai numit, că sunt mulți, am numit în fiecare an și cam ăsta este raportul comisiei mea. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Și noi mulțumim. Raportul de activitate al Comisiei de Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială și Activități Sportive, îl voi prezenta eu în calitate de președinte a acestei. Acest raport a fost întocmit în baza articolului 50, aliniatul 3 din legea 393/2004, privind statutul Valișilor Locan, precum și articolul 20, aliniatul 3 din regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Conform legii 215/2001, articolul 39, aliniatul 1, Comisia pentru Sănătate, Învățământ, Cultură, Protecție Socială și Activități Sportive analizează și avizează toate proiectele de hotărâre pe aceste specialități, în vederea fundamentării din punct de vedere juridic a acestor proiecte. Din această comisie fac parte doamna Conducea Gabriela, doamna Nichifora Dina, domnul Catana Constantin, domnul Curela Cosmin, domnul Slavu Gheorghe. Comisia a analizat și a analizat proiectele de hotărâre din domeniul de activitate. Pe parcursul anului 2015 au fost discutate și analizate de Comisia de Învățământ, Sănătate, Protecție Socială, Cultură, Activități Sportive un număr de 8 proiecte de hotărâre, după cum urmează. 1. În ședința ordinară din 13.02.2015, proiectul de hotărâre cu aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local, cu beneficiare legii 416/2001, pentru anul 2015, proiect inițiat de viceprimarul comunii. 2. În ședința ordinară din 13.02.2015, proiectul de hotărâre cu aprobarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat din Comuna Cașin, pentru anul 2015, proiect inițiat de primarul comunii. 3. În ședința ordinară din 13.02.2015, proiectul de hotărâre privind finanțarea echipei de fotbal a Selova Cașin, proiect inițiat de primarul comunii. 4. În ședința ordinară din 30.03.2015, proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodărire, întreținere și curățenie, colectare, transport și depozitarea deșeurilor, a activităților comerciale, măsuri de protecție a mediului, proiect inițiat de viceprimarul comun. 5. În ședința ordinară din 17 aprilie 2015, proiectul de hotărâre privind aprobarea Contribuției Lunare pentru serviciile sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2015, proiect inițiat de primarul comunii. 6. În ședința ordinară din 15 iunie 2015, proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, reabilitare, modernizare și echipare infrastructură educațională la școala Cașin. Proiect inițiat de primarul comunii. 7. În ședința ordinară din 15 iulie 2015, un proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, lucrări de amenajare transport și realizare platformă betonată, acces școală Curița, stat Curița, Comuna Cașin, proiect inițiat de primarul comunii. 8. În ședința extraordinară din 28 septembrie, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrări de amenajare transport și realizare platformă betonată, acces școală Curița, stat Curița, proiect inițiat de primar. 9. Ședința de îndată din 28 octombrie, proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției, modernizare, renovare și dotare cămin cultural Cașin, proiect inițiat de primarul comunii. 10. Ședința extraordinară din 12 noiembrie 2015, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contract de asociere între Consiliul Local Cașin și 6 Victorul Curița, proiect inițiat de viceprimarul comunii. Ca o remarcă, activitățile desfășurate de zilele comunei, de sărbătorile naționale, promovările culturale, educative, sportive, obiceiurile și tradițiile locale reprezintă pentru cetățenii acestei minunate comune prilej de întâlnire, socializare, reînnoire, reîmpăcare. Așadar, noi, consilierii locali, trebuie să lipsim de la astfel de evenimente. Mulțumesc! Comisia juridică, formată de domnul dr. Radu și domnul Robert Dânceanu.
Raport privind activitatea Comisiei pentru Administrație Publică și Juridică, apărarea ordinii și liniștei publice, precum și a drepturilor cetățenilor pentru anul 2015. Activitatea Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local al Comunei Cașin, județul Bacău, în anul 2015 s-a desfășurat considerându-i în conformitate cu legislația în vigoare, drept urmare, rezultându-vă următoarele activități. Membrii Comisiei, în perioada anului 2015, ținând legătura cu cetățenii comuni, organele administrative existente la nivel comunal, au dezbătut cu atenție materiale juridice supuse Comisiei locale, având intervenție atunci când a fost cazul, au fost apreciate sau respinse sau criticate atunci când au trebuit. Pe parcursul anului 2015 nu au fost semnalate probleme deosebite pe linie juridică, în special privind ordinea de zi supusă dezbaterii în ședințele Consiliului Local. Cu privire la activitatea biroului juridic din cadrul primăriei Comunei Cașin, este de menționat faptul că au fost și sunt pe rolul instanțelor de judecată un număr de 37 dosare cu una sau două cauze, majoritatea cu referire la fondul funciar, incorectitudinea titlurilor de proprietate, obținerea tutelei, litigii de muncă, cât și pe linie de drept civil. Astfel, la fond funciar, 29 de dosare referitoare la titlurile de proprietate ce trebuie să rezolvate. Procese civile, 8 dosare, din care specificăm 2 dosare privind cauza Căminului Cultural Curița cu Anel Bac, SDL Bacău, un dosar cu COF Metalon Onești, privind conducte de apă potabilă în cadrul Comunei Cașin, un dosar privind obținerea tutelei pentru un copil, 2 dosare privind amenda aplicată de Agenția Națională de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice București de la funcționarii primăriei Cașin, un dosar privind recuperarea unor amenzi, un dosar privind lichidatorul judiciar SC Miust SRL Caraclău cu privire la deblocarea sumelor ce au constituit garanție de bună execuție la clădirea primăriei Cașin și a Căminului Cultural Curița. Cu privire la activitatea lucrătorilor postului de poliție din Comuna Cașin, cu referire la respectarea legislației, apărării ordinii și liniștei publice, supunem atenției dumneavoastră o parte din cauzele de infracționalitate cu care s-au confruntat și se mai confruntă lucrătorii postului de poliție Cașin. În anul analizat, aceștia au desfășurat activități specifice postului de poliție pe linia menținerii ordinii și liniște publice, încadrându-se în planurile de muncă stabilite de forurile superioare. În afară de munca de prevenire a lucrătorului postului de poliție, au întocmit și un număr de 81 de dosare penale privind comiterea de infracțiuni, din care exemplificăm. Pentru conducere auto fără permis pe drumurile publice, numitul Tănase Gheorghe s-a întocmit dosar penal și a fost înaintat parchetului de lângă judecătoria Onești. Tot în flagrant au mai fost prinși și numiții Ciubotarul Ionuț și Bordeanul Ionuț în Comuna Cașin. Cu privire la legea 123/2012, articolul 228, aliniatul 3 și articolul 92 privind furtul de energie electrică sau consumul fraudulos de energie electrică, cât și intervenția neautorizată asupra grupului de sarcină electrică, lucrătorii postului de poliție au efectuat cercetări față de aproximativ un număr de 20 de persoane din Comuna Cașin, întocmindu-se dosare ce au fost înaintate parchetului judecătorii Onești. Pentru furtul din locuințe, numiților Ștote Emilian și Burga Vasile, cărora li s-au întocmit dosare penale, pentru sustrage din locuințe anumite Ghiuță Maria prin amenințare, sustrăgându-se suma de 450 milioane lei vechi. Pentru lovire sau alte violențe, numiților Porumbion, Porumbior, Iartan, Maria din Hradul Curița le s-au întocmit în sare și înaintate judecătoriei. Numiților Năstase Ilie, Năstase Valeria, Ciubotaru, Ciprian, Vrânceanu, Lăcrămara din Vlașca,
precum și altor locuitori ca Răsfopa Lucian, Răsfopa Ion, Dogăraș Ion, Mănicuță Mihaela, în centru și dispute cu fiul său, s-au întocmit dosare și au aplicat amenzi. Au mai fost specificați Negoiescu Irinel, Dumnezeu Grămeala, scandal și pentru care s-au întocmit dosare fiind amendați și conform legii 61. La legea 61/1991, ordinea publică, exemplificăm, au fost amendați după cum urmează. Răsfopa Ion, scandal față de Răsfopa Lilica, cu 10 milioane lei vechi. Botezatul Valeriu, cu familia Gură, Rozescu Nicolae, Porumb, Năstase și mai mulți cetățeni au fost amendați conform legii vigoare. Cu privire la circulația pe drumurile publice, cu căruțele nesemnalizate, corespunzător, au fost sancționați următorii. Orocolarul Marin din Mănăstirea Cașin cu 9 milioane lei. Stănescu Ionut din Cont. Munteanu Gabriel, Stănescu Dan. Amendați cu sumele de în jur de 9 milioane. Pe linia regimului silvic, cu legea 171/2010, au fost sancționați Măgădălșin Marin Ion din comuna Poptănești, găsit pe raza comunei Cașin cu 2 metri cub de lemn, masă lemnoasă, fără acte în regulă de proveniență, s-a confiscat materialul și a fost amendat cu suma de 2 milioane de lei. Enache Stelică din Mănăstirea Cașin, amendat la fel cu o sumă destul de bani. Hotărârea de guvern 984/2005 privind efectuarea de comerț cu animale fără documente sanitare veterinare au fost amendați. Urjor Ion din Legiu, Istudor Florin, care transportau porci, au fost amendați cu sumă de 2 milioane lei, 6 milioane lei, Lăptarul Ovidiu Vasilică, Tănase Ionel și alți cetățeni. Legea 12/90 privind activitatea de comerț fără documente legale. Cenac Dorin Dor, din Mănăstirea Cașin, cu suma de 5 milioane pentru vânzarea de produse de panificație, fără acte regulă. Carlos Virgil, din Corț, material forestier. Dimir Kenhal, din Babadat, Tulcea, cu porci în valoare de 1,2 milioane. La ordonanța de guvern 97/2005, privind actele de identitate, au fost sancționate 4 persoane. Pe linia postului de poliție se constată în continuare o creștere a fondului infracțional la toate actele normative aflate în desfășurare, drept pentru care nerespectarea legii duce la ocupare a timpului, pentru care organele de poliție ar putea să facă cu totul și cu totul altceva privind munca de prevenire și combatere a infracționalității. Considerăm faptul că și Consiliul Local îi revin o serie de măsuri, cum ar fi popularizarea legislației și respectarea de către populație a acestora, educația în școli, cât și crearea de condiții necesare evitării unor evenimente neplăcute. E necesar pentru evitarea accidentelor de circulație, continuarea amenajării trotuarelor stradale, care, colaborate cu activitatea poliției, cât și educația familială și școlară, ar duce la protecția locuitorilor, evitarea accidentelor pe șosea care este foarte comună. Considerăm că este necesar ca primăria comunei Cașin să solicite printr-o adresă la IPJ Bacău privind renovarea postului de poliție Cașin, deoarece reprezintă o instituție importantă în cadrul comunii. În anul 2015, Comisia Juridică din cadrul Comisiei Consiliului Local Cașin nu a fost solicitată pentru rezolvarea unor cazuri de natură juridică care nu au putut fi rezolvate în cadrul Consiliului Local. Sperăm că în anul 2016 să dea posibilitatea Consiliului Local și implicit Comisie Juridice de rezolvarea în mod corect a tuturor problemelor ce vor fi supuse dezbaterii în folosul cetățenilor, cât și al bunului mers a tuturor problemelor și necesităților din cadrul comunii Cașin. Mulțumesc frumos! Da, punctul 8. Doresc să vă
Rog să vă prezentați rapoartele activitate domnului consilier și ați început în ordine alfabetică, domnul Bebene Adrian. Nu l-ați făcut. Domnul Brânză? Nu l-am finalizat niciodată. Domnul Brea? Vă rog să citiți. Îl lăsăm toamnă să prezentăm. Și eu până la anii a perioadei. Și am numai domnul Brea când am prezentat și... Da, un raport care l-am făcut an de an. Și astăzi trebuie să mă învăț la locul de muncă, să ajung la ședința din Consiliul Local. Deci niciodată nu știm ora exact, când e ora 10, când e ora 5 după amiază, ne-am propus să votăm în cadrul ședinței, să stabilim și data și ne împărcați așa activitatea. Și noi avem locuri de muncă, dar ne dăm interesul și am participat la toate ședințele de Consiliul Local. Ne-am și menționat că a fost ordinară, că a fost extraordinară. Mi-am dat interesul să vin la ședințe de Consiliu Local. Am fost de acord cu inițiativele și propunerile bune, benefice localității și am avut și activitate de teren. S-a de vorbă cu cetățenii, am fost diferite locații la diferite evenimente, în sărbători. Dau un exemplu, focul în turnul, acolo am găsit cei mai mulți cetățeni și am primit foarte multe mulțumiri din partea conducerii comunei Cași. I-ați neglijat că ați făcut proiecte numai pentru unii, pentru ține numai pentru unii, că nu i-ați susținut și pe cei din Blașca, Cot sau alte zone, din Urița. Da. V-ați adresat numai anumitor categorii. Domnul Culelea, eu spun ce am zis. Activitate. Deci eu acord activitatea dumneavoastră. Eu știu ce spuneți, o să spun la sfârșit. Dar vedeți, niciodată nu mă lăsați în loc. Îmi dați cuvântul. Îmi dați cuvântul și eu v-am trebuit vreodată. Pe ordinea de zi este raportul dumneavoastră. Vă aveți amabilitatea să-l citiți pentru colegii noștri, domnul consilier. Și pentru domnul președinte. Am participat la am avut activitate de teren, am stat de vorbă cu cetățenii comune și ne-am ascultat doleanțele lor. Am participat la evenimentele culturale, artistice, sportive, am venit la zilele comune, am fost la meciurile de fotbal ale echipei comunei Cașină. Ieri am participat la Ziua Națională a României, unde chiar puținul nostru și totul a remarcat. Puțin culme, au fost preoții comune, chiar vreau să le dați o explicație, poate au văzut și o altă programare, în altă parte, să vină preoți din alte localități, a fost un semn mare de întrebare. N-au fost anunțați, sau nu știu care a fost motivul de a veni așa puține persoane. Și ca în fiecare an, mai ales în luna decembrie, că sunt atâtea activități, sunt prezent și voi fi prezent la activitățile culturale, chiar vreau să vin și la aniversarea școlii, întrucât se împlinește un secol și jumătate și o să stau de vorbă și chiar rog consilierii să vină la această aniversare și să participe la etapele didactice din comună. La amânarea titlului de cetățean, doamna Da, haideți. Haideți ca să ne înscriem și la cuvânt și... Întâi ne prezentăm rapoartele toată lumea din respect pentru restul colegilor și apoi discutăm pe marginea proiectelor de ordine de zi. Slavă Domnului, este timpul. Eu trebuie să merg și... Dar nu să stau, frate. M-am învăit până la ora 12 la... Sper acum nu durează mai mult de două ori. Să înțeleg că mi-ați dat și cuvânt sau mai sunt rapoartele? Da, mulțumesc, atât. Domnul Mășu? Da. În prezentul raport am să subliniez propunerile făcute în cadrul Consiliului Local, dar am să mă refer și la temele care au suscitat interes în anul 2015. Astfel că, mă rog, sunt mai structurat în patru puncte raportul ăsta. 1. În precedentele două ședințe am propus inițierea unei discuții privitoare la oportunitatea accesării de fonduri europene prin măsura 7.1 a PNRR, înființarea și modernizarea rețelelor de apă și apă uzată. Această inițiativă n-a avut niciun ecou în rândul consilierilor și nici a conducerii instituției. Credeți că această investiție nu este prioritară pentru localitate? Urmăresc un interes personal
sau locuitorii nu au nevoie de apă curată, pentru că apa pleacă curată de la stație și ajunge improprie la robinet, datorită unei rețele colmatate, corodate. Din interesare și dezinteres, am luat de bun argumentul conducătorului instituției, care într-o logică proprie ne-a transmis că 2,5 milioane de euro nu ne ajung decât pentru 3 sferturi din satul Cașin. Luând în calcul, cred, evaluarea companiei de apă Bacău de 5,6 milioane de euro. 2. Am să mai că, de timp am spus că nu pot să iau de bază o evaluare a cuiva, pentru că nu suntem specialiști într-un domeniu. Și am să mai refer la evaluarea grupului social de la școală, care iarăși a făcut ceva valori în ultimul timp. Aflând din presa locală, de fapt coneșteană, că valoarea grupului social este de 163.000 de lei, adică 1.630 de milioane, și care are o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. În realitate este vorba de o suprafață construită de 40,3 metri pătrați, ceea ce înseamnă 918 euro pe metru pătrat. Pentru comparație, în București se dau imobile la cheie cu 650 până la 950 de euro metru pătrat. Sursa, știrile ProTV, vreo două luni. Dau mare, de ce litrează pe ecran. Numai că situația în, un dezvoltator imobiliar include în acel preț valoarea terenului de sub imobil și niște costuri cu dobânzi, situația în care achiziționezi la prin credit ipotecar sau prima casă. Iar dobânzile, vă spun că sunt cotă bună în acest preț. Adică tu când cumperi la 30 de ani un imobil, sunt niște sute de euro acolo dobânzi pe care normal trebuie suporți. Da. Dar în acest domeniu, și de asta vă spun, în acest domeniu cred că suntem edificați mai mulți dintre noi, pentru că mai mulți am construit. Adică eu nu pot să iau de bun aici prețul pe care mi-l vinde cineva, pentru că mai mulți dintre noi am construit. Și am construit la niște valori medii undeva la 300 de euro. Care este prețul corect? Ăsta este. E adevărat, noi facem o regie proprie, foarte probabil nu includem TVA, că nu cerem factori. Adevărat. 400 de euro. 500 de la nașa. Dar deja la 907, eu am aici, aici am impresia că nu este inclusă ultima lucrare, cea de vreo 250 de milioane, dacă mă amintesc bine, așa, succesiunea hotărârilor, vreo 250 de milioane de lei vechi. A fost canalul, practic, branșarea grupului la bazinul, la colector, că nu e fost. Așa. Vă dați seama că este de mie. Deci aici sunt suspiciuni foarte mari. Eu nu pot să fac vreo acuză. Nu pot să acuz, nu, n-am văzut manevrându-se plicuri, n-am văzut nimic. Dar sunt suspiciuni foarte mari. Iar pe mine nu mă, de demontare, că nu mă convinge nicio curte de conturi. Pentru că pur și simplu am făcut lucrul ăsta și nu se poate. Și se poate și mai mult de atât, s-a putut cu prețul corect chiar în administrație publică. Uitați în primărie asta, fără să am vreun parte plicuri, vreun caș. Nu dau un exemplu. Mai departe, raportul că doamna se grăbește să plece în jumătate de oră. Vorbim 10 minute, dacă vorbim fiecare 10 minute, să știți că ne ajunge timp pentru toată lumea. Ne susținem. La primărie asta, cred, nu știu exact, știu prețul, dar nu știu exact dimensiune. Cred că undeva la 450-500 de euro. Prețul la sol. Da, nu știu dimensiune. Deci aș înțeles că primarul a căzut în capcana unui constructor crăpăreț, dar surpriză, același constructor este și la renovarea dispensarului, și la pot, și la modernizarea inutilă a școlii de la Tulița. Eu am semne de îndoiele că aceste lucrări, și la toate aceste lucrări, și ar fi foarte bine dacă am vedea aceste dosare la următoarea ședință. Dar culmea cinismului m-a atins-o domnul primar atunci când a transferat toată responsabilitatea pe unei fostei directoare de la școală. Ca și cum doamna Țibrean ar fi adus constructorul și tot dânsa ar fi făcut deviziile de anesimțite. Da. Punctul 3. Vedeți că decurge foarte repede. Tot dezinteresul și nerăsarea noastră a făcut ca proiectul de modernizare a drumurilor Sătești să nască atâtea controverse și nemulțumiri. Și nu avea cum să nu niște discuții, pentru că proiectul nu a vizat comunități, racordarea de cătune la drumul județean. Proiectul a vizat persoane. Și evident că sunt și norocoși de pe lângă persoane. Pentru comparație, de safartul din 2002, 2003, 2004 au beneficiat
1000 de consecvent din Cuița. De către abonatul meu este la drumul copil, la 127 acolo. Dar acolo ulițele sunt foarte scurte și, mă rog, și relieful... Nu știu, domnie, cât sunt? 816. 816 locuitori. Și atunci nu putem beneficia toți. Dar... Da, haideți ca să te miști după acel moment. Foarte multe discuții, da. Foarte multe locuințe beneficiare. Nu au cum să iasă la urmărătoare. Faceți urmărătoare. Este simplu. Vedeți beneficiare acestui proiect de 5,6 km. Deci mai lung decât cel de Safarul de 3,2. Păi nu o constrează pentru că dacă faceți o excursie în Andrășești pe drumul din mijloc, veți vedea că în 500 de metri n-ai nicio casă stânga-dreaptă. Ai, într-adevăr, câteva în construcții, deci noi suntem proactivi, venim în întâmpinarea lor. Dar ăștia de aici nu contează. Ăștia de aici de zeci de ani. Nască discuții, normal că n-ai discuții. Bun, toate astea. Vă propun un exercit de imaginație. Da, dar e strada primăverii și comparativă. Da. Vă propun un exercițiu. Translatați acești 500 de metri pe ulița dumneavoastră. Domnul Roșu, cred că s-a ajungea undeva pe la Costel, care e plecat pe afară, cum îl cheamă. Domnul Băleanu, se ajungea undeva pe la plânt cu Șormușu. Nu mai vorbesc. Vlașca, iarăși, poate ajunge până în intersecție sus. Câtă lume și câți copii ar fi beneficiat de această asfaltare. Lucrarea este făcută după părerea mea aici, în disprețul locuitorilor din Cașin și mai ales a copiilor din Cașin. Niciun copil care frecventează, care studiază la Cașin, nu va ajunge cu dietele curate. Mă rog, exceptându-i pe cel care stau la drumul județean și n-au... Nu s-a schimbat nimic. Sunt 33 de miliarde de lei și 0 copii care vor ajunge cu dietele curate. 4. Hotărârea de Consiliu privind amenajarea unui stadion în satul Curița și asigurarea unui buget celei de-a doua asociații din comună. Sunt două hotărâri pe care, bineînțeles, la care am votat împotrivă, considerând că aceste cheltuieli nu figurează în primele 5 probleme ale locuitorilor din Curița. Locuitorii din Curița nu au apă, nu au gaz, nu au grădinițe, nu au maluri consolidate, au alte probleme decât buget la echipa de fotbal. Dar aici, iarăși, țin să... E doar așa un comentariu scurt, așa nu vreau să vorbesc timpul. Sunt mâhnit, pentru că aflu că de la colegi, eu nu stau pe rețelele de socializare, că, mă rog, noi suntem caracterizați ca tâmpiți cei care nu sunt de acord cu mari moguli din sportul lor, din Cășunea. Doamne, dacă tot o fantezie de gândul scolului... Vă mulțumesc o prezentă, dar vorba doamna din Andrei, că un pic s-a văzut copilul? Da, sigur. Da? Da. Citesc eu raportul în locul tău la litera... Nu, raportul meu la litera N. Mă. Da. Mulțumesc. Acești patroni cu fantezii de gândul scolului, tapii sau mai știu ce... Shei Mansur, ăsta ultimul să știe, mogulul că nu este... Nu este terorist, este patron al Siriei. Deci, să știe că unii oameni pot avea păreri contrare. Chiar nu mai suport ca cineva să aibă și o altă opinie. Și trebuie neapărat să-i catalogăm ca tâmpiți. Adică chiar faptul că te-ai născut în comunism, nu te poți... Nefiind educat în comunism, ești infestat pentru totdeauna. Da. Pentru faptul că nicio propunere de-a mea, din decursul timpului, n-a făcut obiectul unui hotărâre, proiect măcar, să se ajungă să se voteze. Toate au fost blocate sau dat altui sens, alt sens hotărârii mele. Pentru faptul că nu cred în oameni providențiali, toate hotărârile sunt date de primar. Nu s-a găsit unul în 4 ani, un consilier care se vină cu o propunere. Bineînțeles că ar fi venit, dar toate sunt blocate. Toate sunt blocate, dat alt sens. Unde este când am fost populist? Când am vrut să asfaltăm pentru vreo 100 de familii în Vlașca? Când am propus să facem un baraj pentru a nu mai ieși din Albie râul cu cel care iese periodic? Acolo a murit un om, acum câțiva ani. Atunci vă amintiți? Când se venise cu o propunere alternativă să pietrundă un drum care trecea prin Țarna Mare. Cum așa? Nu mai avem nimic de făcut?
Când am fost populist, când am propus teme proiecte ecologice sau când am venit cu suplimentări de bugete pentru copiii de la școală. Date fiind toate aceste lucruri, dați-mi voie să protestez în felul meu și să nu mai votez absolut nimic din propunerea din aceste proiecte pe care ne sunt servite și noi le luăm. Nu ne este clar că toate aceste proiecte sunt gândite anterior în altă parte, iar noi ne le votăm? Domnul Radu mai are, dar de bun simț, dânsul mai are creată pe opinie, dar bun. Da, din păcate prea puțin ne întâmplă părerea și de votat votăm cum votăm. Eu n-am să mai votez de niciun fel de punct, de niciun fel de hotărâre. Mă gândesc foarte serios nici să nu mai vin. Familia mă sfătuiește să stau să mă de treabă. Cei cu care mă mai sfătuiesc, prieteni, spun exact asta vor. N-am luat nicio decizie, dar mă mai vedem și vedem. Atât mulțumesc. Domnul Roșu, doamna Nechi, vă rog să citesc eu raportul. Raportul va fi domnul doctor Radu. Raport de activitate al Consiliului Radu în 2015. Până anul 2015, ca și consilier în cadrul primăriei Comunei Cașeni, am încercat să sprijin activitatea consilierilor și a primăriei prin participare la toate ședințele de Consiliu și să răspund solicitărilor cu ocazia diferitelor evenimente petrecute în cadrul comunei. Am intervenit în cadrul ședințelor de Consiliu de câte ori am considerat că este nevoie să sprijin sau să iau atitudine privind activitatea din cadrul primăriei Cașeni. În comună am discutat cu mulți locuitori despre problemele care îi frământă și care trebuie rezolvate privind dezvoltarea comunei și măsurile ce trebuie luate în legătură cu frumusețarea comunei, cu rezolvarea problemelor mai mari, cum ar fi problema apei și celelalte. Pe viitor va trebui să particip mult mai activ și să mă implic și chiar să analizăm mai bine măsurile și care vor fi luate de către factorii de răspundere din cadrul primăriei Cașeni. Da, mulțumim. Domnul Roșu, am trebuit să... Domnul Slavu? Da. Aș încep în prezentă faptul la proces activitatea mea pe anul 2015. Aș referim și mă rând în perioada lunii mai este executat pe curs în Fărâului Cașeni, în zona jumătatei de zile s-a adlașat, Comuna Cașeni. Lucrările de mutare a cursului ar fi pe partea opusă la acestea, deoarece au fost mari probleme de inundații a cursului în perioada anului trecut. În toată această perioadă, eu am fost în concediu de ordine și am fost prezent în permanență la fața lucrului unde se efectuau aceste lucrări. Pentru executarea acestor lucrări, am fost nevoit să merg împreună cu domnul primar, Sorin Daniel, la Apele Române din Bacău, pentru a obține această aprobare a lucrării și special a unui mare buldozer de tonaj pentru executarea acestor lucrări. Și ce să-i mulțumesc pe această parte, domnului Dumnezeu. Am participat la toate ședințele Consiliului Local și am votat tot ce a fost în folosul comunității. Pe plan sportiv am participat la multe rânduri împreună cu mai mulți consilieri la stadionul de fotbal, la inaugurarea acestuia, cu ocazia zilelor Cașinului din august, la stadionul Tănase, pentru a ne da părerea și despre lucrările finite și despre îngrijirea stadionului. Pe care, cu această ocazie, aș veni cu propunerea de a se numi stadionul Soroi Lariu, care a fost executat pe timpul primului său mandat ca primar al Comunei Cașin. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Domnul Vădeanu, mă rog. Poți mulțumesc. Dar raportul meu este foarte scurt. Eu am scris puțin pentru că am vrut să fac mai mult, am vorbit mai mult. Dar, în calitate de președinte al unei importante comisii împreună cu ceilalți membri, am analizat proiectele de hotărâre ce reveneau comisiei noastre. Am participat activ la ședințele Consiliului Local, atât cele ordinare, cât și cele urgente, de îndată sau extraordinare. Am participat la toate evenimentele de interes public organizate în comuna noastră.
Am dat o mână de ajutor în organizarea competiției sportive Cupa Cașin la Mini Fotbal, organizată în cadrul zilelor Cașinului, în perioada 12-16 august. M-am abținut și am fost împotriva unor proiecte de hotărâre pe care personal am considerat nepotrivite sau chiar aberante. Sunt extrem de nemulțumit de felul în care am fost înțeles cu privire la activitatea sportivă din Comuna Cașin. Cândva, și nu chiar de mult, mi-am pus amprenta pe această activitate sportivă care se rezuma doar la sport. Am fost președinte de asociații sportive toate mulți ani. Am creat o echipă de copii în anii 1987, care acum sunt de vârsta la Adrian. Asta era atunci. Dar atunci era doar plăcere. Acum este, am spus eu, afacere. Pe viitor voi acționa doar pentru faptul că lucrurile să meargă pe un făgaș normal și în local de pe mine. Mulțumesc! Raportul este dat, doamna secretară, asta mă ciocnă, este scurt. Da. În perioada realizată am procedat la toate, am participat la toate ședințele Consiliul Local și la activitățile organizate de primărie unei Cașin. Consider că prin participare, cât și prin luările de cuvânt, cât și a unor poziții pro sau contra în ședințele respective, sau de moderație, să spun, așa, atunci când a fost cazul, am participat activ la activitatea de consiliu local pe care o ocup. Ca președinte a Comisiei Judice, am luat poziție atunci când s-a impus, dar nu a fost solicitat comisia, cât și eu, pentru dezbaterea unor probleme, consider că nu au fost, sau unor puncte supuse în Consiliul Local pentru a fi dezbătute. Cei îndreptățiți pot verifica procesele verbale ale ședinților și pot trage o concluzie nepertinentă în activitatea mea de Consiliul Local. În ceea ce mă privește, în continuare, până la terminarea mandatului, consider că anul 2016 să ne aducă un mai bun climat în cadrul Consiliului Local și să ne desfășurăm activitatea cu toții cu plăcere în folosul comunității. Consider că este cel mai bun lucru. Când o să iau cuvântul la punctele respective, o să dezbat. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Eu am făcut un raport consilier viceprimar comun, dacă îmi permite să-l citesc acum sau când este vreo de atenție dumneavoastră, vă rog să decideți. Raport de activitate viceprimar comun a Cașin și județul Bacău pentru anul 2015. Domnule primar, doamnă secretar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Raportul de față este un document sintetic ce pune în lumină modul în care își desfășoară activitatea viceprimarului în scopul realizării obiectivelor propuse și de a aduce la cunoștința cetățenilor activitatea desfășurată în anul 2015. În calitate de viceprimar, când desfășoară activitatea în baza atribuțiunilor stabilite prin dispozițiile legii 215/2001 privind administrația publică locală, precum și a celorlalte acte normative în vigoare și a dispoziției numărul 263 din 30 ianuarie 2013 emisă de primarul Comunei Cașin. În privința activității în Consiliul Local, am fost prezentă la toate ședințele acestuia și am colaborat în mod special cu Comisia pentru Activități Culturale, Învățământ, Sănătate, Protecție Socială și Activități Sportive. Împreună cu primarul Comunei ne-am stăruit să ne canalizăm eforturile doar pentru progresul acestei comunități. Relația mea cu colegii consilieri locale a fost una bună, de aceea vă mulțumesc tuturor pentru colaborare pe tot parcursul în 2015. Conform legii 416 din 2001, am repartizat și supravegheat beneficiarii devenind un garantat, care sunt parți de muncă și obligați să presteze orele de muncă stabilite de lege. Am întocmit situațiile de lucrări efectuate de aceștia și contajul lunar al acestora. Activitățile de utilitate gospodărești efectuate cu beneficiarii VGM, BMG, s-au efectuat permanent în funcție de alocimp astfel. Ecologizare cu rupca și cicurită, ecologizare cu rulată, ecologizare cu spatroapă de gunoi, ecologizare cu zona Aurel Brânceanu, construit gard la răpa din zona Brânceanu,
Ecologizare zona Filip și Turba Canelianu, spate lângă gavioane. Ecologizare zona Cuciuri. Ecologizare zona Stadion. Ecologizare Pânusărat. Salubrizare Cămin Cultural Curița. Ecologizat și cosit zona de protecție de G115. Salubrizat și cosit zona de protecție de G127. Înlocuit și vopsit gardul din curtea școlii, cel perpendicular pe școală. Vopsit, lăcuit poarta de lemn de la Cărimul din Cașin. Cosit incintă grădiniță în Curița. Salubrizare platformă pentru gunoi. Plantat și întreținut locul flori, centru civic și stadion. Cosit împrejurim teren de fotbal interior și exterior. Salubrizare după fiecare meci de fotbal disputat pe terenul de la Tănase. Construit gard în zona Conți, loc unde se depozitau resturi de materiale de construcție aferente locuitorilor de la blocuri. S-au ars crengile, frunzele, hălăciuga și s-au cărat de la platforme resturile din materiale de construcții depozitate. S-a nivelat la producuri tot pământul depozitat. S-a defișat zona de protecție a căii ferate și s-au mutat gardurile unde a necesitat în vederea pregătirii zonei pentru asfaltare, este vorba de linie. În perioada ianuarie-februarie, când a lins, s-a întrezit trotuarele și centru civic curățat de zăpadă. S-a cărat și așezat lemne în magazia școlii. S-a ecologizat periodic cimitirul de la Biserica Sfinții Voievozi. S-a ecologizat permanent locul de joacă pentru copii. S-au înlocuit scânduri la punta de la Cotul Lubicean. Și de la asta. N-am mai scăpat. E un raport sintetic. Nu e... Subliniez colaborarea îndeaproape cu societatea care asigură colectarea gunoiilor, respectiv SC Concern. Am întocmit și transmis rapoarte lunare sau trimestriale către Agenția de Mediu, Garda de Mediu, Propan, INSU. Am însoțit organele de control ale Gărzii de Mediu, ale DSP, ale ISU, ale DSD, ori de câte ori a fost în control. Conform ordonanței de urgență a Guvernului 21 pe 2004, privind Sistemul Național de Management a Situațiilor de Urgență, aprobată și modificată prin legea 15 din 2005 și a planificării pregătirii pe nivelul de competență întocmită de ISU Bacău, am participat la cursurile de pregătire desfășurate la Centrul Zonal de Pregătire Bacău. De asemenea, cu ocazia atenționărilor privind fenomenele meteo deosebite, am întocmit atenționări avertismente în acest sens, am întocmit și asigurat permanența la sediul primăriei Cașin. Am asigurat colaborarea cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Maiul Constantin Ierec Bacău, cu privire la managementul adecvat situațiilor de urgență. Am participat la rezolvarea diverselor reclamații pe diferite teme, anchete sociale, dificultăți de prevenire, care au impus deplasarea la fața locului împreună cu personalul din cadrul aparatului de specialitate a primarului și cu organele postului de poliție Cașin, cărora le mulțumesc pe această cale. Am răspuns de asemenea la un număr de 28 de petiții și reclamații care au fost repartizate. Am răspuns la un număr de 56 de adrese care mi-au fost repartizate către diferite instituții ale statului. Consiliul Județean, Instituția Prefectului, Garda de Mediu, CRAF, SGA, Agenția de Mediu, Confmetalon, ISU, Inspectoratul Județean Școlar, Inspectoratul Județean de Poliție și altele. Am participat în calitate de membru în Comisia de Fond Funciar la toate ședințele convocate pe această temă. Am preluat de la Serviciul Probațiune Bacău dosarele a trei cetățeni cu domiciliu în comuna Cașin, condamnați, care prin hotărâre judecătărească au prestat muncă în folosul comunității. Aceștia au prestat ore de muncă conform planului de activități stabilit prin hotărâre de Consiliu Local. Am participat la bună organizare și desfășurare a sărbătoririi zilelor Cașinului. Am susținut și am fost de acord cu toate proiectele de hotărâre inițiate. Am dus la îndeplinire orice sarcină încredințată de primarul comunei, urmărind totodată o relație cât mai deschisă și plăcută cu toate instituțiile publice. Am desfășurat activități vaste și variate. Important este, dacă acestea s-au lăsat remarcate, atât în ce privește percepția cetățenilor comunei, cât și a Consiliului Local. Consider că, prin activitatea desfășurată, am încercat să fiu un sprijin și un suport de nădejde pentru primarul comunei în toate acțiunile și proiectele care s-au realizat, în rezolvarea problemelor ridicate și la nevoile cetățenilor. Mulțumesc în nume personal primarului, salarii acțiunilor din cadrul primăriei, personalul școlii Cașin, organelor postului de poliție Cașin, agențiilor economici din Cașin și Consiliul Local,
pentru buna colaborare și l-a transmit călduroase urări de sănătate și prosperitate. În final, transmit mesajul meu pentru Crăciunen. Să fiți sănătoși, să vă bucurați în liniște de sărbători alături de cei dragi, Dumnezeu să vă ocrotească familiile și copiii oriunde ar fi. Așa să ne ajute Dumnezeu. Crăciun fericit! Da. Raport de activitate a doamnei consilier Adina Nechipă, ca reprezentant al Consiliului Local Cașin pentru Bacău, în conformitate cu prevederile legii 275/2001 și legea 393/2004, în 2015 am desfășurat următoarele activități. Am participat la toate ședințele Comisiei de Cultură, Tineret și Sport, în cadrul căreia s-au dezvoltat proiecte de hotărâre pentru ședințele ordinare ale lunii în curs. De asemenea, am participat la toate ședințele ordinare și extraordinare ale Consiliului Local, unde am fost dezbătute proiecte de hotărâre. Analizându-le, am venit propunerea atunci când am fost cadru. Am făcut parte din cadrul Comisiei de Cultură, Tineret și Sport și am colaborat cu colegii consilieri, indiferent de culoare politică, la realizarea raportului anual, raport ce a fost finalizat de către doamna viceprimar Victoria Gabriela. Am participat la majoritatea evenimentelor din comuna noastră, prelegiuite fie de sărbători oficiale, fie de evenimente locale, de fiecare dată, cum mi s-a solicitat acest lucru. Am susținut și promovat toate proiectele, ce au vizat educația, protecția socială, activitățile culturale, sportive, sănătate și cele ce țin de dezvoltarea comunii. Ca reprezentant al comunei Cașin, am menținut legătura permanentă cu locuitorii satului, ocazia în care am transmis proiectele avizate și ședințele Consiliului Local cu impact asupra cetățenilor, totodată preluând mesajele acestora, cu care am participat la discuții în plen, venind de asemenea cu propuneri pentru soluționarea lor. În calitate de ales local, am depus în termen și în conformitate cu prevederile legale, declarat de interes și avere personal. Mi-am desfășurat întreaga activitate de consilier în folosul comunității. Mulțumesc! Am să și desprind cu ocazia asta, ca să nu plecam cu ele. Da, cei care v-ați avut rapoartele, le aduceți și le predați doamnei secretar. Nu, să le citească. Să le citească. Așa și ce s-au făcut apare la punctul divers. Da. Trecem la punctul 9. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei. De ce să vă mai țin de vorbă? Știți foarte bine activitatea mea. Sunt în fața dumneavoastră la fiecare ședință de consiliu. Aștept părerile dumneavoastră. Da. Deci trebuie să ne pronunțăm noi, prin cuvântul care vă vom lua pe rând, în vederea evaluării doamnei profesionale, doamnei secretar. Următorul punct, pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pentru anul 2016, cuantum de 3,76 lei persoană lunară. După cum bine știți, facem parte din Asociația de Salubritate ADIS Bacău. Cei de la ADIS au avut licitații și serviciul, au câștigat o firmă din București, Rompres, București. Firmă care din 1 ianuarie va executa și preata comună ca și în serviciul de salubritate. Deci gata, am terminat cu Părselul. Părselul la 1 ianuarie își va cita activitatea. Am discutat cu domnul primar de acolo, spre siguranța noastră, o vom suspenda. Deci nu o ținem tot. Îi suspendăm o activitate pe mine în 3 ani. Dacă nu va merge cumva cu Romprestul, s-o avem pregătit. Să nu ne ținem, să facem o altă societate. Deci vom suspenda, eu zic la lui... Presupune Romprestul ăsta. Păstrează rampele astea de gunoi? Nu. Eu, în alte localități, au dat poșul de gunoi. S-au pus un peschile cu bine de gunoi. Către trei la fiecare gospodărie. La mea, dacă aș încă nu a ajuns, am discutat cu ei, am făcut un inventar al gospodăriei din comuna Cașin și chiar și al locuitorilor. S-ar părea că, la ora actuală, Cașin nu mai sunt nici 3300. Va fi vreo 2777 locuitori, care i-ar trebui să și plătească această taxă, vreți să plecați la studii sau distributare, da? La muncă. Gospodării nu sunt câtii sau zis inițial 1600, sunt în jur la 1400 cu bucurița. Toate când avem 154 în Andrășești, care
Așa, nădășesc la fie mulți care nu sunt locuiti. Cei nelocuiti nu fac parte din acest proiect. Am făcut o hartă la comunei Cașini privind accesul mașinilor lombrez. Ei au și mașini foarte mari și nu pot intra pe ultimul gust. Acolo unde nu pot intra, vor rămâne platformele. Unde nu, platformele vor fi destinate ca locuitorii noștri să mă ducă cu noi acolo. Că dacă lăsăm, vă spun că ei vor duce în continuare, vor căra noaptea, în întuneric și iar vor sta cu noaiele și în comun. Avem adresă de la Bacău, pe care ne solicităm să aprobăm taxa de salubritate pe anul 2016, care este în cuantum de 3,76 de lei. De persoane. De persoane. Această taxă este la... Încheiat în numele și pe seama OAT de către Adin Bacău și operatorul de salubritate este compania Rompres Service S.A. București pentru 65 de localități. Totodată OAT-ul, reprezentat de către dumneavoastră, este parte în contract de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalate de deșeuri municipale în județul Bacău, care urmează a fi încheiat de către Adin Bacău. În numele și pe seama tuturor OAT-urilor, membre 93 localități, operatorul sistemat, în urma procedurii de achiziție publică, aflat momentan în procedură de contestare la CNTC. La această dată, procedura de achiziție publică organizată de Adin Bacău, în vederea atribuirii contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de operare, instalații, sortare, compostare, transfer, tratare și depozitare deșeuri, este derulare. Comisia de licitație finalizează raportul procedurii. Unul dintre participanții la procedură de achiziție publică a contestat raportul la Consiliul Național pentru Soluționarea Protestanților, CNTC, urmând să elaboreze punctul de vedere conform prevederilor legale participanți la o procedură de achiziție publică, se pot adresa și instanțul de judecată competent. În prezent, deșeurile sunt depozitate celula 1, adepozitul conform aparținând primăriei municipiului Bacău. Din informațiile pe care le ținem, la ceea ce privește depozitarea deșeurilor, în celula 1 a depozitului conform, realizat prin fondul ISPA, primăria municipiului Bacău a încheiat în luna ianuarie 2015 un contract pentru perioada de 18 luni. Acest contract urmează să expire în luna iunie 2016 și totodată durata de viață a celulei 1 se va epuiza. Deșeurile vor fi depozitate în celula 2, realizată prin fondul post-medic de către Consiliul Județean Bacău și licitată spre operare de către Adin Bacău. Deși Adin Bacău a inițiat demersul pentru a intra în relație contractuală cu operatorul celulei 1, cu care primăria Bacău a încheiat contract pentru depozitarea acestei demersuri, nu au fost finalizate prin efectuarea unui act adițional, care este permis la Adin Bacău, efectuarea plățind numele și pe seama OAT-urilor, membre parte din contractul de colectare și transport deșeuri încheiat cu 10 compania Rompres Service S.A. București. De data ce va fi finalizată procedura de achiziție publică pentru concesionarea serviciilor de operare, instalații, sortare, compostare, tratare și depozitare celor la 2, inițiată și derulată de către Adin, numele și pe seama OAT-urilor, reprezentat de către dumneavoastră, sistemul integrat de management al deșeurilor, solicit în județul Bacău, va funcționa pe ambele componente. Colectare și transport deșeuri, respectiv sortare, compostare, transfer, tratare și depozitare deșeuri. Deci, Rompresul va face numai colectare și transport deșeuri, respectiv sortare, compostare, transfer, tratare și depozitare deșeuri. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, 1. Legea 51/2006 a Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, articolul 8, aliniatul 3, litera J, Legea 101/2006 a Serviciului de Salubritate a Localităților, articolul 6, aliniatul 1, litera K, articolul 9, articolul 25, 26, aliniatul 1, litera C și aliniatul 3. Precum și alte. A. Statutul Adin Bacău aprobat prin hotărârea Consiliului Local. B. Documentul de poziție și actul adițional la documentul de poziție aprobate prin hotărârea Consiliului Local și hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor Adin Bacău în anii 2010, respectiv 2013. C.
Ce? Planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeului Solide și Județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local și adunări generale asociate la DIS Bacău în anul 2010. D. Contractul de concesionare pentru delegarea serviciilor de colectare și transport deșeului municipal în Județul Bacău. Să solicităm sprijinul privind elaborarea unui proiect de hotărâre privind datoria taxei speciale de stabilitate pe rata OATE pentru anul 2016. În conformitate cu planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor și supunerea spre aprobare a acestui proiect în cadrul proximei ședințe a Consiliului Local. Face precizarea că taxa specială de stabilitate pentru anul 2016 este în cuantum de 3,76 RON persoană lună în mediul rural și 9,25 RON persoană lună în mediul urban pentru persoanele fizice. În conformitate... Mai spuneți o dată, că domnul Vădaru nu a auzit. 3,76 lei persoană pe lună în mediul rural și 9,25 lei persoană pe lună în mediul urban, la oraș. La oraș. Pentru persoane fizice, în conformitate cu planul anual de evoluție al taxelor și tarifelor pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeului Solide și Județul Bacău, ce este aprobată prin hotărârea Consiliului Local. Taxa specială de stabilitate va acoperi contravaloarea facturilor aferente ambele componente ale serviciului. Colectarea și transportul deșeurilor și, respectiv, depozitarea acestora. De îndată ce se va perfecta contractul privind depozitarea deșeurilor în urma parcurgerii cadrului de contestare la CNSC, eventual în fața instanțelor judecătorești. În ceea ce privește serviciul de stabilizare prin persoane juridice, operatorul de colectare și transport va perfecta o relație contractuală directă cu acesta, având dreptul exclusiv de operare pentru întreaga rată de competență a OATE. Deci, pe toate judicii vom face direct. Nu vom mai încasa noi. Da. Deci, asta și am zis să vă citesc tarifele și evoluția lor bani. Deci, suntem în 2016. La, vă citesc mediul rural, da? Ce interesează noi. 3,76. În 2017, 3,87. În 2018, 4,07 bani. În 2019, 4,16, în 2020, 4,28, în 2021, 4,48, ajungem undeva în 2030, dacă mai fi și noi, 5,58. Da. 5,58, da. Dar cu privire la punctul ăsta, eu am așa o fel de reacție, pentru că procedura nu este terminată. Suntem contestați. Deci nu, lăsați deci, doamna secretar, n-ați înțeles. Codificații este cel care e cu groapa. Deci putem unui institut de pozitare. Păi da, și cine de ăsta? Păi nu timp de ăsta. El va depozita la... Va și pe acela. Este și colectare și transport. Colectare și transport. Da, și cum el colectează de la cetățeni în mașină și transportă la Bacău, unde colectează la celul la unul, deocamdată. Până să gândim la celul la doi. Nu, este vorba de, de societatea care a câștigat licitația de luăm presc. Luăm presc. Da, cine face o întrebare? Care este asta? La lării general. La lării general. Deci, este contestat la depozit. Sectorul urmă. La cine zice? Depozit. Și ăștia fac contractul noi personal sau nu? Cu primărie. Consiliul local. Consiliul local. Și mai departe, proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare și transport de șeuri. Dar să citesc raportul de avizare, doamna... Da, am două rapoartele. Deci am două. Unul este analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei de stabilizare pentru anul 2016 în cuantum de 3,76 de lei pe persoană pe lună. Consideră că acesta este necesar și oportun, conform prevederea articolului 44 de administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre, propunem Consiliul Local de la Gătă forma prezentată. Și celălalt este cu analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare și transport deșeuri, consideră că acesta este necesar și oportun. Da, mulțumim. Proiectul proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de colectare și transport deșeuri.
Articolul 1. Ei au făcut tarife de colectare și transport deșeuri, făcut urmează. Deșeuri reziduale din mediul rural. 317,73 lei pe tonă. Deșeuri reziduale în mediul urban. 162 de lei pe tonă. Deșeuri reciclabile în mediul rural. 110 lei pe tonă. Deșeuri reciclabile urban. 65 de lei pe tonă. La deșeuri biodegradabile urban, 277 pe tonă. Deșeuri periculoase în deșeuri de la jeri populației rural, 2.435 lei pe tonă. Deșeuri periculoase din deșeuri de la jeri populației urban, 569 lei pe tonă. Deșeuri voluminoase de la populație rural, 724 lei pe tonă. Deșeuri voluminoase de la populație urban, 310 lei pe tonă. Verde, mea? Sau inclus. Un proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extinderea de la 04 kW și iluminarea publică în strada secundară Tătău. Discurile continui. La proiectul de hotărâre privind aprobarea investiției și a indicatorilor tehnico-economici a prezent acestea. Extindere rețea leia 0,4 kV și lumina public pe strada secundară Tâlcău, Sascașul, Comuna Crașului de Subarcău. Stimați domnul consilier, dezvoltarea unei comunități este rezultatul dezvoltării totărâi tehnico-medientare corespunzătoare. Se știe că alimentarea cu energie electrică a locuitorilor comunei vizează satisfacerea reală a necesităților utilizatorilor, protejarea interesilor oamenilor și agrează de civilizație. Și ca urmare, dezvoltarea durabilă a unității administrativ-teritoriale. Așa că, dezvoltându-se o zonă rezidențială relativ nouă, în Comuna Cașin, este nevoie de realizarea extinsiei de rețele electrice pe strada Tălcău din localitate. Lucrările pentru realizarea instanței de raportare, conform fișei IUN, Moldova Distribuție SA, presupun extinderea rețelei de distribuție publică, realizată cu conductul liniei electrică aeriană 0,4 kV, în lungime de 400 metri, având punctul de raportare la nivelul de tensiune 0,4 kV, destul cu tip este 10. Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV. Lucrările propuse spre aprobare se vor realiza pe baza unei documentații tehnice faza PTH, conformită de un furnizor de servicii atestat ALRE, avizat de CTE1 Moldova, Distribuție SA. Ca urmare a evaluării investiției de către proiectant, valoarea totală este de 88.861,97 lei, inclusiv TVA, așa cum rezultă interesul general la investiții, din care cel puțin 82.252,67 lei cu TVA impus. Principalii indicatori tehnici, așa cum sunt evidențiați în avizul tehnic de raportare și proiectul întocmit de 10 geoelectronet 28 proiect TRL. Lungime este rețea de distribuție publică 400 metri, calitate de conductor NPA 2X, tensiune 50 plus 3 70 plus 16 mm. Punctul de raportare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV pe ISN10. Punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV pe VP. Tâlcul ținere este 4, 11 bucăți. Lungime rețea de la public 4 metri. Calitate de conductul din la public. NPA 2, tensiune de 1 x 16 x 1 x 25 mm2. Corp luminat 7 bucăți, brață de susținere corp luminat tip cârșe 7 bucăți. Motivat de explicate și potențele de mai sus, spun analize și aprobări cu sunt local, investiția și indicatorii tehnico-economice ai acestea. Extindere leia 0,4 kV și lumea publică pe strada secundară de Tălcău, Sfântul Cașul, Comuna Cașul de Supacă. Da, mulțumesc. Raportul de avizare, domnul... Da. Comisia pentru Recuperare de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a investiției extindere liniei de electrică aeriană 0,4 kV și iluminat public în strada secundară Tălcău, sat Cașin, Comuna Cașin, județul Bacău. Consider că acesta este necesar și oportun, conform prevederea articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001, republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propunem consiliul local să-l adopte în forma prezentată. Aici vorbim doar de Tălcău, nu și de primăverii. Tălcău, da. Primăverii alți bani. Da, da. Da, mulțumim.
Domnilor și doamnelor consilieri, avem o adresă de la Comun Metalon, adresată atât cu primarul Comunei Cașin, cât și Consiliul Local. Am să-i dau citire. Prin prezenta vă aducem la cunoștință că utilizat din anul 2009 pentru alimentarea Comunei Cașin de Zăzbacău, conducta proprietatea societății noastre de diametru 30 mm, în lungime de aproximativ 500 de metri, ce unește punctul Buciul de căminul din Andrășești, strada Cuscutarului, fără ca societatea noastră să aibă un beneficiu și fără ca dumneavoastră să aveți accesul de utilizare gratuită a productului, lucru ce contravine adresei 8 din 5.3.2009. Vă invităm pe data de 19.11.10 la adresa societății noastre din municipiul Ionești, Calea Bacăului, strada Calea Bacăului, numărul 1, în vederea încheierii unui contract de închiriere, așa cum am prevăzut anterior, în adresa mai sus menționată. Vă rugăm să ne confirmați de 24 de ore de la primirea prezentei, lista dumneavoastră la noi. Dar noi nu începusim la data aia lucrările acolo? Ba da, dar era mai da. Exact. Eu v-am spus la cunoștință adresa. Noi am răspuns în calitatea noastră despre TCCOF Metalon și am scris așa, către TCCOF Metalon, urmarea adresei dumneavoastră. 274 din 17.11.2015, prin prezenta vă aducem aminte că mi s-a comunicat faptul că încheierea unui contract de închiriere pentru motivele prezentate de dumneavoastră, respectiv recuperarea vreunui beneficiu, între ghilimele, este exclus. De altfel, acordul dumneavoastră l-ați exprimat până în prezent, sunt mai multe forme, în adresele pe care le-ați amintit. Adică acordul lui, că ca noi să ne așa. Este vorba de adresa 8 din 15.3.2009, pe care o și invocă, dar adresa 150 din 14.5.2010, anexă la adresa transmitere către SCA Basel, la instituția noastră. Adresa 251 din 19.8.2010. Adresa 206 din 24.7.2015. Adresa 209 din 25.7.2015. Adresa 241 din 9.10.2015. Față de cele prezentate, am mai constatat faptul că adresa mai îndată de dumneavoastră, cea cu numărul 274 din 17.11.2015, are același conținut cu adresa pe care ați înaintat-o și către SCA Baserv în 3.6.2014. Adresa pe care SCA Bacău ne-a transmis-o ca anexă la situația creată și care vă defavorizează. Acum, dacă aveți puncte de vedere pe marginea adresei SCCOF Metalon către Consiliul Local sau asupra adresei de care noi, reprezentanții autorităților locale, am răspuns că l-am primit către SCCOF Metalon. Proiectele de hotărâre au fost prezentate. Vă rog să vă înscrieți la discuții și să aveți în vedere și această adresă SCCOF Metalon. Cine este ordinea în care vă înscrieți? Vă rog, domnul Cunea, ai cineva? Înainte de următul colegiului, vă rog să vă întreag. Sunteți de acord cu domnul Cunea? Nu luați ca un afront și nici colegii, dar am avut probleme și chiar nu mai doresc să mă poate să ne întâlnim și mai viitor. Ați spus o discuție. Cine se mai înscrie la cuvânt? Numai domnul Curela, atâtea materiale cât au fost prezentate, rapoarte. Domnul Lucian. Domnul Lucianu, da. Domnul Brebe, domnul Curela. Da. Domnul Brebe, da, un moment, să pot să scriu și eu. Altcineva? Eu, după domnul Brebe. Domnul Roșu, altcineva? Domnul Voleanu, domnul Roșu. Da, da. Da. Altcineva? Și domnul Tăscu, cum e? Da. Cine mai vrea să mai poate scrie domnul Brânză? Nu. Nu mai poate scrie de la pasul. Da. Domnul Brânză, vă rog, aveți nimic. Da, vă rog. Am constatat că s-a și suplimentat ordinea de zi cu cele trei puncte. Am dat un mesaj să mă și învăț la școală să mai am o oră. Deoarece... Domnul Pauză, aveți necesități? Zic? Financiare.
să luăm o pauză și apoi să nu încerc scuze la lucrurile. Dacă... Să luăm o pauză de 5 minute și să... Dacă coincide pauza noastră cu pauza de la școală. Să fie caldelul. Luăm din timpul de sunet. Haideți. Vreau să fie domnul Bebelin, dar poate se întoarce și... Nu prinde discuții. Astfel, mă refer la punctele de pe ordinea de zi. În primul rând, cu Căminul Cultural din Gorița. De la începutul mandatului de consilier din 2012, tot spun de transparență în Consiliul Local, orașul. Știu că s-a anulat un contract cu societatea Anelbac, dar sunt încă niște apeluri în instanță și ce aș vrea să ne fie prezentate acele apeluri în instanță, dacă societatea a încheiat litigiul cu Comuna Cașin sau nu. Eu știu că nu s-a încheiat acel litigiu și nu suntem de acord. Vă dați seama că ne-am dorit ca acel cămin cultural din Curița să se finalizeze, deoarece arată într-o stare foarte jalnică, au trebuit să spart geamuri, pereții. Arată cum arată, cabluri, smulse, sau intră cine vrea, cine este, dar suntem de acord cu finalizarea acelei lucrări. Dar să ne spună primarul dacă mai sunt instanțe pe procese pe rol cu societatea Anelbac și să ne le și prezinte. Că nu putem, noi votăm de principiu, așa, eu știu, așa mi s-a spărea, de imagine, că se dorește finanțarea acelei lucrări. Dar mă îndoiesc dacă se poate face legal, asta vrem să aflăm dacă și să ne prezinte situația instanțelor cu societatea Anelbac. Referitor la decernarea titlului de cetățean de onoare, aș vrea să descriu eu pe Tudose, așa cum l-am văzut, cum l-am cunoscut, din 2012 mai mult, fiind ales primar. L-am tot văzut că încerca să participe la unele evenimente. Eu, de fapt, știam că localitatea împlinește 600 de ani de antichitate documentară. Pregătisem evenimentul. Știam de Nicolae Toslaru, pentru că poate eu am pregătit și desemnarea titlului post-mortem și Nicolae Toslaru, cetățean de onoare. Am chemat nepoții, nepotul de la Bacău, familia, am pregătit o plachetă cu preoții. L-am văzut și pe Tudose că era și el pe lângă noi pe acolo și manifesta și el are o pasiune, poate și pentru istoria comunei Cașin. L-am văzut că a venit într-o ședință în 2010, la începutul lunii ianuarie, să ne spună că localitatea noastră împlinește 6 de ani, dar eu știam că nu trebuia să mă înveți pe mine în Tudose sau să ne învețe pe noi, cetățenii comunei Cașin, ce avem de pregătit și ce evenimente culturale ar fi, dar l-am lăsat, am văzut că are așa o pasiune. Drept dovadă, i-am dat și o distinție acolo. În 2010, precum și altor cetățeni, mai mult, vă spun sincer, să scap de el. Că ne lasă în pace, că știm ce avem de făcut, nu trebuie să ne înveți Tudose, că nu venea din partea unui cadru didactic, din comuna unui profesor de istorie, sunt astea care didactice care acum am colaborat, voi mai colabora, că venea și Tudose și se cutura pe lângă noi și își băga nasul din ușă și pierdea oala, că am zis așa, ca să sunt la prece, să scăp de el, să nu mai văd pe lângă primar. Mai mult decât atât, l-am cunoscut în 2010 pe acest Tudose, la un litigiu în câmpul mănăstirii cu familia Bremeni. Deci, nu degeaba l-am făcut eu băzăra și needucat. La modul în care s-a adresat familiei Bremeni, mi s-a părut că acest Tudose este desprins din neolitic. Deci un comportament urât și vulgar. Și cum să-l propune noi cetățean de onoare pe acest Tudose? La fel și eu, în campania electorală din 2012, după ce l-am apreciat și am dat așa o distinție în 2010, că era pasionat de comună, acest Tudose Constantin a ridicat un obiect contondent, o sapă metalică. Noroc că m-am ferit, martor sunt chiar fiul lui, al cetățenii comunei. Deranjat, de ce era deranjat acel Tudose? Că i-am dat eu o diplomă și o distinție? Nu, vă spune de ce era acel deranjat.
Tudosi. Probabil am strânit așa, am zis eu, mafia lemnului, pe Valea Crașului. Și am avut așa un cuvânt, am fost mai vocal cât am fost primar și s-a simțit omul deranjat. Fiindcă cunoaștem activitatea lui pe Valea Crașului, 90% tăierile masive de arbori pe Valea Crașului. Că are așa o activitate, o înclinație pentru istoria comunei. Nu e profesor de istorie să ne dea el lecții despre ce trebuie să se întâmple cu evenimente culturale. Dacă era băiat deștept, se ducea, făcea o școală, o facultate și venea cadrul didactic în comun. Aproape că acestui dosie, credeți-mă, deci pulsul care l-am în localitate, indignează cetățenii comune Crași. Mie îmi spun personal, dar de ce l-am candidat ca primar? Tudosi să să-l vedeți cât de iubit în ghilimele ar fi, cu câteva procente. Ce ți se tot bază cu dosul ăsta în cadrul? Că noi suferim și acum organizează, știm primar, viceprimar, consilier local, ce evenimente trebuie să organizate în comun. Ce trebuie să se bage ca mosca în lapte și să deranjeze nu numai pe noi, consiliul local, deranjează și întreaga comunitate a voi în Crașul. Fiindcă eu am cursul de la... Nu este un istoric, nu este un profesor de istorie. Omul are probabil frustrări, lipsuri, eu știu ce are, de tot încearcă să iasă în evidență ca și cum ar fi cineva pe Valea Crașului. Nu-i nimeni, Tudose, din contra. Rog cetățenii, consilierii, dumneavoastră, care probabil nu veți vota. Și nu puteți să vă puneți rău cu Tudose, că omul are bani. Vă aduceți aminte, acum 10-15 ani. Nu vă pentru bani. Ei, nu. M-ați întrebat. Și a spus exact cuvântul potrivit. Să se recunoască dacă a fost susținut din pulsul care l-am de pe Valea Crașului, știm că s-a implicat Tudosi în campania electorală din 2012. Atât pentru Sorul, cât și pentru Grebeciu. Dovezi sunt filmulețele, postările pe pagina Comunei Crași. Îl vedem. Ce tot caută? Ce interes avea acest Tudosi? Să-și protejeze afacerile cu lemn sau să susțină activitatea politică? Vă spune 90% să-ți protejeze afacerile cu lemn de pe Valea Crașului și poate 10%, mult 10% la drum capul de activitatea politică. Asta ce face el cu pozile, că a pozat porțile de lemn, e un paravan al activității lui și am informații și sunt 100% informat că și alte instituții abilitate ale statului se ocupă de acest Tudosi. Nu vedeți care e pulsul societății, ce se întâmplă în țară, ce se întâmplă dacă Albania a oprit tăierile ilegale, în Bulgaria. O să vină și rândul României. Noi ne trezim noi comuna ca și ne facem de râs în toată țara. Uite, unul care a făcut o debandată pe Valea Crașului de tăierile de arbor, cășunenii, consilierii, că eu știu câțiva consilieri, că restul, eu știu, toată comuna nici nu vrea să îl percep așa ca pe un arogan, ca pe un îngânfat, un om care noi apreciem. Noi ne trezim noi cășunenii să-l văstăm primarul. De fapt, asta e îi mulțumește Sorului lui Tudosi că l-ar fi susținut în campania electorală și ca să l-a apropie iar în 2016 și îi desemnează titlul de cetățean de onoare. Este o mare rușine ceea ce facem noi astăzi primarul Sorului, inițiator primar Sorului Daniel. Să-l desemneze pe Tudosi cetățean de onoare al comunei Crași. Pentru ce? Opriți-vă la intrare în comună un minut. Rog și cetățenii din Crași și pe cei care traversează Valea Crașului. Și uitați-vă așa în stânga, Haluș, Dorca. Vedeți o coamă frumoasă de pădure și dintr-o dată se întrerupe acea coamă de pădure. Acolo este opera lui Tudosi. Pentru aia votăm noi cetățean de onoare al comunei. Puneți tinerii, puneți copiii să meargă până în Dorca. Să vedeți pe versantul celălalt, să vedeți opera lui Tudosi. Eu v-am dat un exemplu, într-un loc, mai sunt și în alte locații. Cât lemn a tăiat Tudosi ăsta, mai altă comparație nu pot să-i spun. Nu reușim noi să plantăm 10 generații la rând, toți cetățenii de pe Valea Crașului. Și ne trezim noi că Soroi vrea să propună cetățean de mare, fiindcă l-a susținut în campania electorală în 2012 și vrea să susțină iar în 2016. Pentru asta îl votează Soroi pe Tudosi, cetățean de onoare, sunt cadre și care vor să vină la evenimentul de sâmbătă, la ora 11. Dar
mi-am spus, mă întreabă pe mine, vine Tudosi sau e evenimentul Tudosi? Apoi evenimentul ăsta. A comunei, a un Tudosi, când ne-am săturat să tot vedem, știm cine e Tudosi, lăsați-l în treaba lui, să răspundă instituțiilor o abilitate, vor va trece ceva timp și va ieși greu din neghină, cum se spune, va ieși adevărul la iveală. Sunt și alte sesizări de pe Valea Cașinului la niște instituții abilitate și este nominalizat și acest Tudose. Așteptați un răspuns din partea acestor instituții și vă dați seama dacă ați procedat bine, că l-ați votat pe Tudose cetățean de onoare. Eu cred că o să treacă, că na, e filmul lui Tudose și n-are cum să pună rău. Mai sunt și alți consilieri locali, viceprimari, primari, care au fost susținuți și poate n-am un cotru. Sigur, în mintea dumneavoastră, aveți așa o nemulțumire. Că cine ar fi Tudose, ce caută el, își dă importanță singur, când el are niște frustrări din tinerețe și acum îi votați, îi votăm ce? Banul lui sau activitatea lui? Aud de el în comun, eu l-am apreciat așa că avea o pasiune, dar pasiunea aia e 10%, 90% e o protecție. Și îl vedem lângă Rebeciu. Îl vedeți la, când am venit la Cașe. Ce era așa Tudose să-i ridici emoționale și am și imagini de acolo. Să-i facă primirea lui Crebenciu, să fie tot timpul alături de el. Nu știm cine e Crebenciu în țară, cu ce s-a ocupat în regiunea asta, în colegiul ăsta, nu știm că sunt și alți primari care au căzut în capcana lemnului și a mafiei lemnului. Și vă, o să mai aflați exemple și ați văzut și pe la diferite emisiuni. Ne trezim noi acum unul care se ocupă cu tăierile și se umflă praile din cauza lui, să-l votăm, vă spună că face titlul ăsta de cetățean de onoare, face în contorul multor știri negative despre Comuna Cașe. Mai bine lăsați-l unde e locul acolo, că nu-i mai merge afacerea lui denigrez și îi fac o imagine negativă. Nu-i mai merge afacerea lui, probabil că sunt instituții care se ocupă personal despre acest dosar și stop. Nu reușim noi să plantăm toată Valea Cașului, 10 generații de la rând, cât lemn a tăiat acest Tudose. Și am terminat cu Tudose. Firmele media, mă știu că sunt aici, a venit și doamna Lungu, sunt acest subiect, l-am aflat din ședințele anterioare, dacă s-a făcut un contract în care a fost mediatizat Tudose tot timpul și soroiul, am vrea să mi se spună că sunt bani publici, da sau nu. Deci nu este o rușine, că până la urmă e bine că a venit acum să trebuia să vină la toate ședințele de consiliul local. Dar vrem să fim transparenți. Dacă firma dumneavoastră este plătită cu banii publice ai Comunei Cașin. Nu e o mare rușine. Dacă faceți-vă treaba, dacă nu, am înțeles. Dar am luat de ședințele anterioare să ne dea un răspuns ferm, cu documente, așa. Și eu am votat bani pentru echipa de fotbal Viitorul Curița și m-am trezit și eu apostrofat prin comun și am anticipat. Vedeți că chiar dacă o să fim de acord, o să fim puși într-o lumină proastă că l-am luat așa, l-am apostrofat un pic pe fudulat. Nu trebuie să fie deranjat. Să ne spun exact de ce se cheltuie banul, pe frică, în mai mare rușine. Dar nu vrem să fie dezinformați cetățenii că uite ce fac niște consilieri, nu sunt de acord cu sportul în Curița. Referitor la terenul de fotbal din Curița, chiar Fudulache la a avut el, probabil a avut o intenție bună, dar s-a păcărit la ras pe teren ca să putea juca fotbal. Și erau iar frumoase, era cât de cât, dar jucau copiii, cetățenii, tinerii din Curița fotbal de la. A vrut să fac probabil, nu știu ce a fost în mintea lui, acolo arată ca ceva de nedescris cum arată. Nu se mai poate intra nici să poate intra cu utilajele, să-l repare, să-l îndrepte și îl rugăm cât e vremea acceptabil să-l repare ce a stricat și să le dea locul de joacă copiilor din Curița. Cu mai puțin bani. Putem reface terenul de fotbal cu mai puțin bani în Curița. Banii pentru asfaltări. Eu m-am stat de vorbă cu constructorii. Se vai că nu și-au încasat, nu știm cum arată exact contractul. S-au încasat bani, toți banii de 30 de miliarde. N-ați spus de... Nu știți și aprobat, domnule. Nu știți și aprobat.
Astăzi dacă ați fost aprobat, încă... Poate am lipsit... Cum a lipsit? Era 10. Da. 10 miliarde, 10,04. 1.400.000. 10 miliarde bani vechi. Dacă s-au achitat acești bani. Dar iar că stați să fiți, nu mă întreb. Da. Am mai aflat acum că mai sunt 340 de milioane de la contractul de dezăpezire de anul trecut. Și că am alocat pentru bugetul din 2015-2016, 530 de milioane. Mi-am notat eu, este adevărat. Dacă au fost, mai sunt încă 340 de milioane de restanță, îmi pun întrebarea de cât a fost. Datele le am de la serviciul contabilitate, încă mai sunt de plătit, că asta o să ne spună domnul primar în raportul dânsului de asta. Eu am tras niște semnale de alarmă, atât cu lemnele de la școală, care tot, iar nu mi-aduc aminte de tot ăsta, nu sunt mai satură de banul public. Eu aduceam lemnele la școală de o anumită sumă. Dar cine mai aducea lemnele? Păi cine ne aducea acest Tudose, dar acum așa cum e. Stai un pic, dar știți de ce acum a dublat prețul bun? Deci am întrebat într-un acest bun. A dublat Tudose suma de bani când acum a solicitat. Acum n-a adus Tudose la școală, da? Acum, anul ăsta, după ce am tras niște semnale de alarmă, dar până în 3 ani, eu aduceam, stați, aduceam lemne la școală de 200 și ceva de lemne și aveam numai școala, aveam cele două grădinițe și primăria. Acum Tudose, este adevărat, Tudose aduce lemne, a adus lemne în ultimii ani de 400 de milioane la școală, numai școala ta și nu este încălzită, veniți cu răspunsurile clare. Că ia uite, și aflu că nu să pe zi, mai sunt încă 340 de milioane de achitat. Îmi pun întrebarea câți bani a costat contractul de dezăpezire cu futura nu s-a achitat, deci tot bani. Deci acum s-a achitat, nu a fost bani. Cam am văzut utilajele lui Hudurache pe stradă. Să înțelegem că a fost o iarnă ușoară anul trecut. Au fost câteva intervenții și ne dăm seama că 340 de milioane numai restanțe, îmi pun întrebarea, poate a costat 500 de milioane în treaba de dezăpezire. Cât? Nu, dați răspunsul corect. Da. Am înțeles că a fost măsura grupului sanitar de la școală, a prezentat destul de bine consilierul Moșu, 1000 de euro pe metru pătrat. Rușine dacă s-a ajuns la acest preț, că iar mă repet cu pereți în colțul școlii. Raportul doamnei viceprimar, din ce a prezentat domnul, îmi pun întrebarea ce mai face primarul, adică toată activitatea, pare mie, s-au oprimat și din activitățile primarului, de activitatea de salubrizare și beneficiare de 416 este activitatea viceprimarului întotdeauna. Deci, chiar vă recomand. Am prin legea 215 și prin activitatea dată de primar. V-ați ridicat în picioare, ați prezentat raportul dumneavoastră. Din respect pentru dumneavoastră și pentru cetățenii comune. Eu știu, poate mai creșteți în sondaje, la 6% poate nu e la cât activitate. La activitate și... Nu, că n-am intenții de la candidat. Păi, dar eu știu, poate vă votează până la doar. Mai e timp să faceți curățenie, poate dați... Vă recomand, dacă votați... o problemă pentru dumneavoastră. Ați făcut atâta activitate și... Văd că ați făcut și activitatea primarului, deci n-ați candidat pentru comunitate. Dar n-ați uitat să mai menționați și m-am tot întrebat în ultimii două ședințe, că tot așa, domnul consilier Astănin, că sunt niște sesizări făcute. Deci n-ați menționat în raportul dumneavoastră că faceți și niște drumuri la poliții sau la DNA, nu știu pe unde faceți, că ați fost reclamat de unii cetățeni. Ați fost reclamat cumva și ați fost reclamat pentru o campanie electorală din 2012, pentru campania murdară. Am dat fiți transparent și spuneți oamenilor, pentru că toată comunitatea știe pentru ce ați fost reclamat și vă cunoaște și trecutul și ce ați făcut și înainte de fi viceprimar și ce activitate aveți acum. Fiți transparent și da, am fost reclamat la venea. Sunt infractoare. Așteptăm să... Consider că sunt instituția ale statului abilitate care... Eu v-am întrebat. Nu v-am întrebat când ați vorbit. Dar uitați-vă la ordinea nimic, nu aveți transparență, nu aveți transparență chiar deloc, din respect că se filmează aceste și mai toți și alți cetățeni din comună, nu aveți respect, nu pentru consilier, pentru comunitate. An de an am cerut. Eu personal nu am respect? Spuneți câți bani ați cheltuit cu dezăpezirile, spuneți câți bani ai dat Tudose pentru școală, spuneți ce interese, ce grup de interese e în comunitatea noastră de să cheltuie așa mulți bani de, pentru o dezăpezire sau pentru încălzirea școlii. Pentru ce ați fost reclamat, dumneavoastră ați afirmat. Ați stălit
Cu corespondență. Nu trebuie la persoană fizică, da. Trebuie să dau, vă dau dumneavoastră... Ei, voi rușine, voi rușine să spuneți. Eu nu sunt reclamată ca și consilier sau ca viceprimar. Da. Voi rușine să spuneți... Nu este rușine. Care e subiectul? Ce nu, nu are de ce să spuneți. Îl știu cetățenii și nu... indiferent... Da, asociații ce nu am o mare treabă, nu mă cer, mare treabă. Spre Mahala și spre Ceartă, nu, cine vorbește de Mahala? Cine vorbește de Mahala? Chiar m-am referit la activitatea, la activitatea că ați prezentat raportul viceprimarului. Eu m-am referit la ordinea de zi, nu m-am abătut de la alte subiecte. Și cred că n-a durat mai mult de 7 minute toată intervenția. Vă mulțumesc. Da, mulțumim și noi. Domnul Zânceanu. Doamne, toată Moldova, nu te-am făcut de rușit. Eu sunt de la cu medier. Ca să căutăm să fie bine, că e păcat de sfârșit de an și fiecare își dorește să atât în familie cât și în comunitate și consiliile locale și peste tot să ne despărțim și să ne întâlnim cu bine în anul următor. Da, sunt probleme, așa este. Așa este. Ce să facem? Asta e viața, unde nu sunt mici animozități, nu sunt nici plăceri. Haideți să iau puțin punctele la rectificarea bugetară. Sunt de acord, ne-a venit bani, Doamne ajută, sunt bun să-i împărțim sau dacă îi împărțim corect, este bine. Organizarea și funcționarea Ce se întâmplă? Au primit doamna, dumneavoastră nouă, au trimis direct la inspectorat, ceea ce mi-a spus. Da. Da, am sunat și... S-a rezolvat. E rezolvat, da? Da. Ne-am liniștit. Eu nu sunt de acord cu ceva, dar am înțeles că este... Așa este în legislație. Aici zice... Proiect de hotărâri prin organizarea și funcționarea rețelei școlare de învățământ preuniversitare de stat. Noi nu avem așa ceva la noi aici. Noi avem gimnazial. Nu, dar la nivel preuniversitar. Dacă așa prevede legea, eu plec capul. Preuniversitar înseamnă de la liceu încolo. Corect, dar zic la și dacă eu greșesc, să fie cu iertare. Dacă legea prevede așa, v-am spus că îmi plec cap. Nu sunt de acord cu titlul, cu fraza respectivă. Da, am înțeles că e problema se referă la altceva, cu totul altceva. E rezolvată foarte bine. Aprobare taxe și impozite. Dacă putem menține în continuare și pentru 2016, e un lucru bun, pentru că adevărul este că nu există bani. Toată lumea duce lipsă de acest lucru. Da. Aruncarea de bani pentru copii este bine venit, un lucru bun la care l-am făcut în fiecare an. Finalizarea lucrărilor la căminul din Culiță. Sunt de acord întru totul, vă mai spun o dată. Dar dacă s-a încheiat un act între cel cu care ne judecăm și cu primăria Cașin, din care se rezulte că noi am preluat totul, inclusiv pază, pentru că ei erau obligați să asigure paza. Și acolo s-a făcut un dezastru. Parchet, pereți, geamuri sparte prin față, prin spate, stricat acolo. Dacă există un contract prin care noi am preluat și ei au făcut o evaluare sau s-a făcut o evaluare a pagubilor și noi plătim acum din banii Consiliului Local, e rău. Plătim, dar să nu le mai dăm lor din banii aia să le tragem. Adică să facem în așa fel încât când va veni Curtea de Conturi să facă un bilanț, așa, să nu ne pună pe noi, Consiliul Local, și vă ați votat. Da? Dar vedeți că sunteți buni de plată. Mare atenție la treaba asta.
Eu am spus multe chestii în parcursul anilor și cam unele s-au adeverit. De asta zic, domnul, dar atenție mare să nu cădem în partea cealaltă. Da? Să nu cumva să ajungem să plătim ceea ce nu trebuie să plătim noi. Așa, acordarea de titlu. Domnule, nu pot să spun multe chestii despre domnul Tudose. Eu sunt venit aici numai de 15 ani. L-am cunoscut în floarea vârstei. În floarea vârstei, da. Am fost la dânsul și am luat și eu niște materiale dintre astea, când am venit soapele la Dumnezeu să odihnească, i-am pus la pod acolo, niște lemne odată am avut nevoie. Pentru soacră, dar la cât mai groasă. Mai groasă, da. Așa. Nu pot să spun că este un om rău. Este... Am participat la acea verificare la fața locului cu domnul Prebene. Nu prea am fost nici eu de acord atunci cu situația. Drept dovadă, am înțeles, s-a lămurit, nu? Și s-a făcut lumină. Așa, mi-am spus punctul de vedere și s-a ajuns la consens. Bănuiesc că e bine acum. Ce să spun? Nu pot să spun nimic despre acest om, că dacă spun, aș spune că aș spune o prostie. Aș spune o prostie. Nu-l cunosc personal, n-am fost la dânsul niciodată, nici la fratele. Știu că fratele a fost profesor inginer la facultatea de la Brașov, a venit în coace. Așa, așa, din câte știu eu. Dânsul a lucrat în silvicultură de tânăr și că restul datelor care au fost citite în situație de către domnul primar. Mi-am notat și eu aici că a făcut lupte libere, foarte bine, mă bucur, așa că am un coechiper și eu aici printre noi, că echipa a fost pe locul 8 pe țară, așa, a fost bibliotecar în comun aici, da, da, e puțin citit. Nu știu dacă are liceul făcut. Ai cum să... Da, are, da, poftiți. Lucru care nu l-am cunoscut. Așa, locul 1 a firmei timp de 10 ani. Pe județul Bacău, probabil, nu? Da, da, da. Da. Sunt niște avantaje, niște chestii care arată totuși poziția dânsului ca om. Dar vreau să spun că pe lângă toate astea, pe mine m-a, cum să spun așa, nu să spun fascinat, e cuvântul prea mare și prea pompos. Așa, m-a bucurat faptul cu treaba asta de porțile cașinului. A fost cineva, de exemplu, nu știu, că a fost ideea dânsului, că n-a fost a dânsului, care a ridicat puțin localitatea. Este cunoscută deja la Muzeul Satului, este cunoscută deja în țară și chiar peste hotare. S-a făcut acea carte, acel, de fapt, e un, cum să-i spunem, un jurnal al comunei, dacă vreți. Un album foto, un album foto, da. Are și ceva explicații, care am înțeles că a ajuns și în Statele Unite, a ajuns și în Franța, așa, care s-a prezentat la timpul respectiv, cu vocația respectivă, de către dânsul sau de către alții, nu știu exact, așa, care a avut un prestigiu comunitar și după urma asta. Încă eu, vă spun sincer, spun acum aici, mi-aș fi dorit, ce că trebuie să faci scris ca să mă dealizeze, așa, să facem o poartă mare, cum am ăștia pe la Târgu Secuiesc, la intrare în cașă. Și să scriem acolo frumos. Nu putem să scriem ținutul cășunenilor, pentru că o iau și aia de bază, ținutul Secuiesc. Știți și ceva, iau și aia. Știți? Și ne se bat cap în cap niște idei din astea ne-naționaliste, știți? Și nu este bine. Dar mi-aș dori așa ceva, o poartă mare și unde să existe cașe. Dar în altă să se poată trece, să fie brodată așa făcută cu sculpturile respective, așa o pancardă pe care să fie pus stema pe o parte, explicații, da, mi-ar fi cum mi-am dorit și cu tabloul care
Cosmin probabil că știe. Un minut dacă îmi mai dați tablou. Pot întrebi acum. Da. M-a sunat doamna Blaia Corneanu săptămâna trecută, directoarea Muzeului Ștefan Lucian din Botoșani. Doamna a făcut un gest atunci, am rămas cu toți impresionați. A venit și ne-a adâns a pictat acest tablou. Da, este o copie după originea. Dacă am putea ajuta și fac apelul, eu știu cine ne vede, cine ne ascultă, primăria, să întoarcem acest cadou din partea ei, să o ajutăm și pe ea. Aici vrea să facă ceva la Muzeul Ștefan Lucian din Botoșani. Nu să-i dăm înapoi, dar nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Da, s-a înțeles. Chiar dacă ar fi să-ți dăm înapoi, eu aș vrea cu domnul general Marinescu să ne dea o fotocopie la original și tot vom avea aici. Pentru că până să fac acum țininte primăria veche, când am venit și am spus că, domnule, știți că există un tablou, o pictură și mai sunt și alte chestii mărunte, care prevede, este la Muzeul Național al Picturilor Române, care domnul general Marinescu are și care este evaluat. Iar cel care l-a pictat este decedat. Știți că a avut o moarte foarte scurtă din cauza unui deget, făcutul cancrene și de acolo i s-a tras moartea. Se numea... am ceva cu tânt, dar vă spun imediat. Așa... Ștefan Dumitrescu. Cum? Ștefan Dumitrescu. Nu, nu. A creat prima operă de maturitate. Morții din care. Da. Nu vă spun exact cine. Da. Așa, în fine, noi. Important este că am ajuns, totuși, avem așa ceva în cadrul primăriei și este expus la primăria noastră și e pictură făcută după război la noi în casă. Așa, bine. De asta spuneam cu domnul Tudose. Toată stima mea și respectul pentru ceea ce a făcut. Nu am nimic împotrivă, nu pot să-i reproșesc nimic, pentru că aș face o mare greșeală. Cum mi-am reproșat să mă scuze Cosmin când permit lui Simeon, care i-a dat titlul de onoare, cetățean al comunei Cașin, și care a scris despre tatăl meu acolo că a fost miner. N-a fost miner niciodată. Tatăl meu a fost șef de ocolul silvic la Comănești și a fost mutat șef de ocolul silvic la Mănăstirea Cașin. Că a fost membru de partid. O minciună măgărată, tatăl meu nu a fost membru de partid. Ce? Am vorbit cu Dumnezeu, Dumnezeu să odinească, de mult și mai devreme. Cartea e scrisă, ți-a dus, o erată trebuia, în fine, nu mai spun. Hai să dăm mai departe. Vă zic că pentru Dumnezeu eu nu am nimic împotrivă, pentru că nu pot să-mi exprim o ceva contra. În cei 15 ani de zile care au trecut de când am venit aici, ceva contra n-a fost niciodată sau ceva rău făcut, decât acea discuție care a fost cu Adrian, care am înțeles că e rezolvată. Și care a fost aici și prezent și ei aici în ședință. Da. Raportul de activitate s-a făcut, s-a prezentat. Raportul de activitate a Consiliului, evaluarea profesională a domnului secretar. Bine, foarte bine, numai bine. Să fie bine, știți că este învățire, să fie bine, foarte bine. Dar, o părere personală și nu vreau să mă luați acum de rău, poate uneori e bine să tăcere e camere și dulce ca fierea, știți? Dar așa sunt fetele. Uneori îți zice că femeia se apără cu jura, iar bărbații cu hârtii și că moare cu pământ. Știți, să acoperă treburi. Așa că rămâne, eu n-am nimic împotrivă, dânsa își desfășoară și își face temele cum trebuie. Uneori mai sare capul, ca orice om să apără, fiecare trage sujarul pe spuza lui. Dar, în general, cred că este bine. Așa. Da, la materialul cu salubritatea. Eu v-am spus de rândul trecut cine e individul, v-am dat un telefon și v-am dat rezultatul. Vă zic că este urmărit penal, este plecat, este dispărut. E problema lui, are sectorul 1 și sectorul 4, în administrație, în București. Este bine să luăm, pentru că dacă îl va întrerupe pe consel definitiv, așa, rămânem în loc. Haideți să vedem, așa cum a spus, 3 ani de zile, să preluăm și noi
de la ei, dar ce am sesizat eu aici, s-a spus așa că el nu încape cu mașinile pe toate străzile și că platformele vor rămâne. Pe noi nu ne interesează treaba asta. Dacă a câștigat contractul și licitația, să-și cumpere mașinile alea mici, cum să-l launește. Care să intre pe toate străduțele, să preia deșeurile și menajele și celelalte care sunt, așa, să facă cum era București. Îi spun eu dacă nu știe, așa, să aibă mașini mici pentru toate străzele, să aibă tractoare de tralea pentru a aduna toamna, crenici, călăciungă, mizerie și așa mai departe. Să le duc cum nu. Nu, vă spun că ai de sarcini cu care l-am câștigat licitația. Nu știu ce prevede că ai tu de sarcini. Nu s-ar numite tractor. Nu, dar nu gurești cum s-ar numite. Și în oraș nu s-ar numite. Deci, de detalii, te-a scherpit și nu numai la oraș. La comunii, la cătății rurale, directului vegetale, să o duc undeva, administrația locală, un punct, puni să-l lasă pentru atunci trebuie specificat. Și le pot deveni compost. Și trebuie făcut undeva. Biodegradabil. Da. Domnule, când oamenii tai pomii în grădină și nu știu ce și alea, când poți alea mici, trebuie duse undeva, le putem pune acolo, hărăciuca o putem pune acolo, știu eu, cum îi spune, ce să adune ștoriște astea de la oi și așa mai departe dusă acolo, acolo să faci un foc, să arde și cu asta s-a terminat. Adică să nu mai cărăm unde platformă sau să umple toate tomberoanele alea cu mizerie care nu poate fi luată și așa mai departe. Da, asta am vrut să spun. Aș mai avea o chestie, contractul ăsta cu care el a câștigat. Și dacă noi trebuie să preluăm iară problema banilor. Nu poate, a spus că s-a discutat cu el. Ar trebui prevăzut un salariat pe care să-l plătească el, să lucreze în cadrul Consiliului Local Cașin, primăriei Cașin. Așa, care se ocupe cu contractele la oameni, cu banii adunați, așa, și care să-și facă datorie față de el, de societate. A, că noi îl găzduim aici și că îi creăm un biroaș unde să lucreze, da. Dar să-i facem serviciile noi, el ne plătește pe noi, întreb eu. Îi facem serviciile, luăm pe calculator banii. Face doamna, el plătește ceva pentru treaba asta? Nu știu, întreb. Să fie cu scuze dacă poate am spus prea mult. La extinderea rețelei astea, v-ați exprimat zonă rezidențială. În Tălboc sau Tălboc. Da, sunt zonă care se construiesc locuinții noi, locuinții mari, cu etaj. Foarte frumos. Da. Jos pălăria. Foarte frumos. Da, un lucru bun. Doamna, o să ne zâmbești de arterie la loc. Nu știu, nu știu, n-am văzut să văd acolo. Așa, a ieșit casă în sat. Nu știu, da. Dacă este așa, este un lucru bun că noi am mai aprobat treaba asta și că am avut niște cereri pentru zona aia după Lărguța, dacă țineți minte, nu? Nu, Lărguța e S-a solicitat ca să-și facă case acolo și nu pot să intre, nu? Da. Și avem un proiect, da. Mai puțin, poate greșesc dacă nu aduc aminte rău sau greșit, care este prevăzut și asfaltarea și lărgirea drumului și alea pentru râpa aia acolo de făcut, cum le spune, gabioanele alea, așa ca să se poată intra acolo. Probabil că și ăla va fi rezolvat. Referitor la adresa Cof Metal. Domnule, aici e o chestie. Greu de rezolvat. Greu de rezolvat. Eu nu pot să spun nici prea multe, că domnul Radu să vă spune că vorba aia sunt prieten. Cine plăiește? Cu Caro. Și poate vă dată să-i zică, băi, fii atent că la... Da. La teatru, la, nu? El vrea să scoată jarul din foc cu mâna altuia. Apa asta și contractele pentru apa potabilă aparține bancă unui domn. Știe, să nu știe. Știe, nu? Păi dacă aparține bancă unui, cine bancă pe noi în hârtirele atâtea de ori?
Cât mai durează drumul cu conducta aia și facem legea? Am spus, mai am un anunț. Începând de mâine până sâmbătă, nu avem apă, pentru că se fac legăturile. Să dea Dumnezeu să țină 2 ani. Eu n-am apă pe cuță, așa că n-am nici conductă, nici gaze, nici nimic. Și toți cetățenii din comun. Dar nu sunt cu răutate, am zis o problemă de glumă. Pentru că se fac legăturile, da. Da. Nu va fi apă. Dar am rezolvat problema. Conducta noastră, ei pun întrebarea următoare acum. De acolo, de la cămin, unde e alături de cămin, cred că se va face un alt cămin pentru voi. Așa, conducta care vine... Nu, unde lucrează acum, jos în stradă. Nu va face branșarea. Da, branșarea. Este, nu mai așa cămin. Bun. De acolo încoace conducta, cui aparține? Nu. Aoare, Cașin. Evitatorul Comunei Cașin și aparține Cașin. Aia a mers la baston, țineți minte. Da. Ei, nu îi aparține cu valut scricarul? Nu. Doamne ajută. E posibil ca și asta pentru care dumneavoastră ne cere contract decât să nu fie avut dumneavoastră. Aia e problema lui. De acum ne-am detașat. Noi ne-am detașat, de ea nu mai avem probleme. Nu mai avem probleme și cu asta basta. Până la urmă, cei de la Bacău o să trebuiască să-l exonereze de pe deasă. Pentru că sunt niște bani care nu trebuie să luați. Nici de la ăla, nici de la ăla, nici de la ăla. Ori trebuie să-l scutească pe el, ori eventual să se întâmple ceva. Față cu primirea de mediu și scriparul comunitarul, așteptăm procesul, răspunsul. A fost apelul la Bacău și s-a dat un nou termen. Deci încă mai e, încă își face ordonanța prezidențială, este încă în privaj. Da. Scurt, am terminat. Vreau să vă doresc ca în anul care intrăm să fim mai buni, să avem un suflet mai mare, fiecare să-și dorească ca familia să-i fie închidată, să se bucure de cele... Ce împăcare v-ați dori cel mai mult? Eu? Vreți să spun, să fiu corect, o împăcare sufletească cu cineva din familia mea. Nu numai la dumneavoastră, la nivel de pământ. Nu vreau să împăci și să doți Dacă tot să fie capitolul întrebări... Ai râs cu lacrimi. Mai candidați la anul ca primar? Poftim? Mai candidat? Eu nu. Te teamă? Eu nu. Haideți să fim serioși. Eu... Nu știm, nu... Nu, nu, fără nicio chestie. La ordinea aritmetică procentele. Consilier ar trebui să... Nu voi participa pentru că eu am participat de 2 ore, am dorit, așa cum am făcut asfaltul pe Curița, să fi făcut și satul Curița și Comuna Cașin, cum mi-aș fi dorit eu. Nu l-am făcut, l-am făcut cu sat. Dar așa să fie. Înțelegeți? Am asfaltul sau mă? Nu, vorbesc de... De la cu Safardo. Nu vorbim de așa. Nu mai zic. Da, în fine. Doriți actele și dosarele, vi le dau prea acasă. Adică 2 din ele, 3 le-am predat la WhatsApp, după care s-a făcut și marea lucrare. Așa. Ce vreau să vă zic? Să fie bine și să anul care vine să aducă bunăstare nu numai nouă, la toată România, la toți oamenii. Pentru că este o viață grea în prezent. N-a ajuns utilitățile la nimeni. Colac peste pupăză mai început și ăștia de dincolo să ne bage strâmbe de sus. Așa și nu știu cum va fi, dar să fie bine. Atâta vreau. Și vă doresc la toți un an bun. Că nu se știe la ultima ședință câți ne-au reușit să le mai adorăm pe aici. Nu mai spune așa. Nu, să știți ziua de bine. Vă mulțumesc și vă scuze. Dacă pe parcurs anului am greșit cu ceva, cu scuzele de rigoare. Da, mulțumim, domnul Grăceanu, domnul Grăceanu. În primul rând, țin să felicit activitatea doamnei viceprimar pe perioada anului 2015, cu activitate amplă. Iar referitor la proiectele de pe ordinea de zi, o să încep cu punctul 6, la care eu personal nu o să votez
și o să discut despre celelalte proiecte de pe ordinea de zi. Referitor la Căminul Cultural Purița, am trecut și eu de multe ori pe acolo și am văzut geamuri sparte, aruncat cu noroi pe pereți, vandalizat. Pentru aprobarea unor sume de bani pentru oferirea de cadouri pentru copiii școlii Cașin, e o inițiativă foarte frumoasă din partea domnului primar și pentru activitatea comisiilor de specialitate din care fac parte și eu, țin să menționez, a fost o activitate amplă și nu s-au luat unele proiecte de hotărâre de către comisii. Rectificarea bugetară de la punctul 1 sunt de acord. În general, sunt de acord cu toate punctele de pe ordinea de zi, în afară de punctul 6. Da, mulțumesc, domnul Brădăne. Domnul Brădăne, vă rog. Doamne, eu nu știu tot ce să încep. Da, ce să începem cu început. Începutul. Da, sunt de acord cu rectificarea bugetului. E bine că s-a rezolvat și cu problema funcționării rețelei școlare. Doamna secretar ne spunea că în învățământul preuniversitar intră copiii ăia mici de la grădiniță, de la gimnaziară, de la primară, de la instituție și de asta s-a lămurit problema. Cu impozitele și taxele locale, eu am să mă abțin la acest punct, pentru că vreau să mă uit și eu prin ele așa, să văd ce, când, nu fac timp, cred că zilele astea, și să mă uit prin ele, că e, nu știu, unde stă împotriva firii ca să citesc vreo 30 de pagini într-o jumătate de oră. Dar ce mai bine ar fi de explicații, vin la toamnă, spune la Dumnezeu. Sau mă duc la dânsul sau văd. Pentru că eu rămân la ideea că, și am să puntez aici, că cei care beneficiază de toate utilitățile să plătească taxe și impozite mai mari decât... Codul fiscal este codul fiscal. Da. Pe zone. Păi asta vorbesc de zone. O zonă în care nu are asfalt, doamna viceprimar, nu poate fi categorisită în zona Andrășești, pe Primăverie, unde e asfalt, linie pe lângă pe loturile naționale acolo, loturile particulare ale oamenilor. De asta am și eu dubiile mele. Am să fiu de acord cu suma alocată. Dacă în această sumă intră și, eu știu, premierea urătorilor, cred că o să... Nu. Deci numai pentru copiii ăsta. Da. Sunt întru totul de acord cu domnul Vrânceanu vis-a-vis cu construcția de la Purița. Să nu ne trezim cumva că noi facem acolo niște lucrări și, de fapt, ăla nu și-a încheiat conturile cu noi. Asta e părerea mea. Eu la punctul 6 ce să spun? E cel mai fierbinte punct de pe ordinea de zi. Eu vreau să mă erijez ca unul dintre cei care îl cunosc, cu excepția domnului Nicu Tudose, îl cunosc, poate după dânsul, eu îl cunosc cel mai bine pe domnul Tudose. Dom'le, ce să vă spun eu? Sunt răutăți multe. Răutăți multe. Dar un om care a muncit și care a făcut ceea ce a făcut pentru noi, pentru Comuna Cașin este cunoscută prin acele porți de lemn, porțile sufletului. Ne place unora, nu ne place, asta este. Eu sunt bucuros așa, sunt fericit că sunt contemporan cu el, că a putut să scrie așa, asemenea carte, nu e un album de fotografie. Hai să fim serioși. Eu vă spun, de mic am păzit și oi și vaci și am trecut pe lângă poarta vecinului meu, Ion Cosăcea, de mii de ori.
Și n-am observat un element acolo la, la poartă, pe care el l-a observat, domnul. Și l-a scris acolo în carte, cu amănunțime, cu tot, l-a dat cu atâtea detalii. Păi cum să nu apreciez un asemenea om? Dar nu este vorba de o singură poartă. Este vorba de sute de porți puse pe generații. Hai să-i dăm cezarului ce are cezarul. Am auzit aici la antevorbitorii mei că, domnule, zic un profesor. Domnule, scuzați-mă că la Cașin au fost profesori și profesori. Fiecare ce sunt, cu merite, cu mai puțin, cu mai puține merite. Eu n-am să uit cuvântul domnului profesor Comăneci la dezvelirea gustului preotului Ardeleanu, când am spus, domnule, ce să fac, să mă bucur sau să fiu invidios, că eu n-am putut să fac așa. Și sunt profesor, cadru didactic, și n-am putut să fac eu asemenea lucrare. Eu apreciez mult, așa, vis-a-vis de chestii din astea, că a defrișat pădurile. Știți ce face el, știți cum se defrișează pădurile? El ceea ce face el, activitatea asta care dă locul, creează locuri de muncă, creează și pus valoare lui, fără doar și poate, e de 0,03% de ce se taie la nivel județean. Nu la nivel județean, vorbesc de nivel național. Eu de asta apreciez lucrul ăsta. Nu cred eu că domnul Tudose, într-adevăr, cum spune, a spus domnul Curea că vine. Nu vine să se budure, domnule. El dacă vine, chiar și pe dumneavoastră, poate v-a mai sâcăit aici în primărie, ca treburile să meargă bine, să se rezolve ceva. Adică n-a vrut să lese starea asta de letargie așa, ca să lăsăm, lasă că facem mai târziu. Nu, dacă se poate. Ce aș putea să spune de Tudose? Cine este Tudose? Un om primit din toate punctele de vedere. Ce ar putea să spun el? Bă, fraților, am bani, am casă, am copil realizat, am două nepoțele pe care frumoase și deștepte, am mașină să mă duc în toată lumea, bani la fel. Face chestia asta numai pentru el, pentru fază, pentru enfază sau pentru eu știu... Nu o face, o face pentru noi. Și lucrarea aia, domnilor dragi, care a scris-o el, aia va rămâne și peste 10 generații. Dacă pământul ăsta va mai dăinui până în 1528, cum se spune, glumesc acum, așa, deci cartea asta și lucrarea asta pe care a făcut-o el va rămâne și până atunci. O rectificare, domnul primar, acolo ați făcut că, într-adevăr, a luat locul 8 în... la fotbal când era cupa cu tezătorii, dar antrenor era o regretată profesoară de sport, doamna Vărgăluță, care Vărgăluță după aceea a și fost profesor de sport, profesoară de sport lui Telo și Diaconescu, dacă nu mă înșel, s-a stins în viața cum câțiva ani, o profesoară de la atâta vreau, asta este singura inexactitate, ca să o numesc așa. Ce să vă spun eu de... Acolo au fost ani de muncă, domnule, să faci o lucrare de genul ăla. Ani de muncă, ce credeți că a făcut poza, gata, a făcut carte, a făcut bani, m-am dus la Magic Print și mi-am dat, sau cum să merge, cum să-ți pronunță, am dat bani și mi-am făcut, nu, domnule, au fost ore de cercetare, sute de ore, mii de ore de cercetare, câte drumuri a făcut la arhivele statului. Cei care n-ați fost niciodată la Tudose acasă, duceți-vă și stați de vorbă în biroul lui. O să vă pună la dispoziție ziare de până anii 1877, 1898, 1812, să vedeți ce se spunea și despre Cașin. Cât un articol din ala, asta nu e muncă, e o recunoaștere. Că a venit propunerea de la domnul primar, că a venit de la domnul Comăneci, nu are importanță, și eu puteam să fac propunerea asta, sau care, orice cetățean avea dreptul să facă. Eu recunosc meritele lui, asta este. Când mai suntem unii răutăcioși, când ne-au acționat în judecată, că mă judec cu el, că fac, că m-a jignit, că poate nu știu ce. Asta este problema lor. Este doar problema lor, sunt probleme personale și eu, cum să spun, domnule, asta este, trebuie să luăm lucrurile ca atare, poate și dânsii sunt îndreptățeți să facă afirmațiile astea după dânsii, eu asta consider despre domnul Tudose. Să-i dăm cezarul ce este a cezarului. Iar dacă această aniversare de pe 5 decembrie pe care ne-ați trimis dumneavoastră, doamna viceprimar, invitația la școală, să știți că nu făcea niciun profesor, domnule Culelea. Niciun profesor, niciun director, și care au fost, și care sunt, și care vor veni de acum încolo, nu făcea această manifestare dacă nu era Tudose.
A scormonit acolo, de unde e școala, de unde nu știu ce, de unde e terenul de la școală, de unde s-a făcut. Haideți să-l apreciem. Eu vorbesc pentru cei care vor vota în favoarea acestui punct de pe ordinea de zi. Eu v-am spus, păcat că avem puține valori la cașină, asta este. Îmi pare rău să o spun, dar asta este, avem puține valori. Și puținele astea valori, dacă le denigrăm și le băgăm în mocirlă și le tăvălim așa, nu cade bine. Sunt, vă spun, așa, un pic necăjit, așa că nu ne dorim așa ca... Așa, dar noi la Cașin, probabil că vorba aia, că băi, moare capra, ăla să moară așa vecinului și așa, nu știu care. Dom'le, asta este, poate omul ăsta să facă ceva, vrea să ne facă cunoscuți. Am să vă spun că când am vizitat muzeul ăsta etnografic, era doamna învățătoare, doamna Labă, și au venit doi cetățeni străini de la Bacău, și pe care doamna i-a intervievat așa, doamna Labăr, și le-a spus, dumneavoastră, nu vă cunosc, nu sunteți de aici, dom'le, suntem din părțile Bacăului. Și am auzit că la dumneavoastră astăzi defilează căruțele cu covertire. Și au venit oamenii aia, dom'le, de acolo să vadă căruțele cu covertire. Și noi le aruncăm cu mocir la acum, că uite, ce-i mare lucru, pui în covertire și măi doi caice. Uite, e un mare lucru. Cum a spus de multe ori și domnul primar, ca și nu, și familiile noastre, poate mulți dintre noi, cu aia ne-au crescut, cu biciu și cu cai, cu covertir pe acolo oamenii aia. Fiecare din noi, poate nu, chiar dacă nu părinții noștri, am avut o rudă care am mânat doi cai și au făcut cărăușie și... Haideți să cultivăm dacă putem, că nu vor mai fi. Cineva spune că peste 2, 3, 5 ani, 10 ani dispar porțile de lemn și vine policarbonatul și vine ferul forjat și le înlocuiesc. Nu o să înlocuiască frumusețea unei porți de lemn care știe să o întreține, va dă-i lui ani de zile. Eu sunt într-un totul de acord cu acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Tudor. Merită din plin pentru tenacitate, pentru, cum să vă spun eu, pentru răbdarea pe care a avut-o și pentru tot sufletul pe care îl depune ca noi să ne facem cunoscuți. Nu numai el. Noi ca și cetățeni, că nu vorbește numai de Tudose acolo și de familia lui. Bine, asta este cu Tudose. Poate... Sunt un pic emoționat că, mă rog, alții sunt de alte părere. Ce să vă spun despre acordarea, despre rapoartele de activitate, fiecare știe ce a făcut, apreciez activitatea doamnei viceprimar și raportul dânsei. La taxa de salubritate, ce să vă spun? Domnul primar ne-a promis în luna iulie că nu o să mărească prețul decât la 3 lei. Că să fim în consel, nu mai suntem. Deci n-ai ținut cont conselul de noi sau ăștia de la Batis. Temerea mare a mea este că misiunea va avea o misiune extrem de grea și primarul care va veni și viceprimarul sau primarul în funcție de vândânia noastră. Pentru că la acest preț, chiar dacă nu e un preț exagerat de 376 de persoană, dar cei care nu au plătit, nu vor plăti în continuare și cei care au plătit până acum se vor înmulți rândurile celor îngroșate. Greu de strâns banii. Greu de strâns banii, astea sunt propuneri, o să le strângem noi și în loc să facem noi ceva cu bani, o să fim nevoiți iar cum am mai dat pentru alții. Și de asta v-am spus, domnul primar, în raport dumneavoastră să prezentați măcar câteva nume. Eu știu să fie mediatizate numele astea care nu vor să-și plătească gunoi, care îl produc, domnule. Toți producem gunoi. Nu există, că spune, eu nu produc gunoi. Produc și dacă tunzi o iarbă pe fața porții sau nu ți-o duci la șurduri la voi pe aici și puri și mai știu eu ce munșam din fața porții. Eu, ce să vă spun, aici nu depinde de noi. Noi, știți cum, eu cred că și dumneavoastră vi se bagă pe gâdă, aia de la Adis, acolo sunt boierii aia mari de la Bacău, că aia trebuie să trăiască bine, pentru că au mașini luxoase, au de toate, trebuie să sunt deținute,
secretarilor la fel, amantelor de asemenea. Cu bani buni, cu bani de la noi. Vă spun sincer că asta de asta mărește. Ce credeți? Când au venit și când am mărit cu apa, serp, când a venit ăsta, pentru că au făcut un prumut la drept ca să-și înnoiască parcul de mașini. Asta au făcut când am mărit prețul la apa. Ce credeți? Că au mărit prețul așa la... Nu la... Da, la... La... Și nu au făcut. Despre doamna secretară, ce spus? Ca de obicei. Activitatea doamnei secretare este una prolifică. Consiliul local ca așa. Da, sunt de acord, știu. Este o activitate destul de... Mă uitam chiar astăzi când m-am dus înainte de vreo oră ca să iau un dosar să mă uit așa să mă edific asupra unor proiecte de hotărâre. Nu m-a emoționat doamna, m-a emoționat cât de hârtie a făcut. Deci, mă rog, a pregătit pentru ședința de astăzi. Cu metanolul ăsta, cred că trebuie o dată terminată. Răspunsul mi se pare un răspuns pertinent și cred că se rămânește și domnul Scripcaru să nu ne mai deranjeze cu adrese, că doar dăm Sofia în timp acolo. Ca și numai și alte creații, să pregătească sărbătorile de aia. Ceva, nu știu dacă mai este ceva pe ordinea de zi. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Domnul Roșu? Mulțumesc, doamnă președintă. Aș începe cu proiectul de hotărâre prin care este stabilită taxa de salubritate. M-aș întreba pe domnul primar, acele puberi ecologice, care vor fi aduse împărțite familiilor din comună, când se vor aduce? Și dacă la preluarea acestor pudere se va încheia în același timp și contractele cu de fapt cu evanghe. E corect, îi dai puterea să urmează. Da. Deci la... Dar nu vine prin doamnă și nu... La punctul numărul, la punctul numărul 10, deci astea o să ne vă întrebări. Despre evaluarea performanțelor doamnei secretare, trecut un an de zile, de multe ori ne-a supărat, de multe ori am mai fost și soare pe urmăța noastră, dar trecând una peste alta așa, doresc dânsa la compartimentul pe care îl coordonează acolo ca și secretară, deci face destul de bine. Deci, chiar dacă ultimul cuvânt îl are în acordarea criteriului, eu zic că e bine, spre dinișor așa, foarte bine. Se poate și mai bine. Păi ce constăm, se poate și mai bine. Și organizați aceeași problemă. Ca și pe domnul Grizeanu, să vă întreb și eu, de ce trebuie să fac în ședință, dacă îi l-am făcut de spus? Deci, totdeauna când este de ceva, când este ceva, așa, activitatea este mentală. Să vă spun. Așa vorbiți atunci când trebuie. Păi când trebuie? Când trebuie, că poate că trebuie. Referitor la rapoartele de activitate ale comisiei, deci, fiecare președinte de comisie și-a prezentat raportul activității de anul 2015. Au fost rapoarte destul de complexe, în care s-au prezentat atât declarațiile de buget și banii care au fost alocați acestui consiliu, cât și modalitatea de cheltuire a acestor bani. O să sar peste proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al domnului Tudose Constantin, pe care o să-l las la urmă. Și o să trec la proiectul de hotărâre privind aprobarea finalizării lucrărilor de investiții. Domnul primar, aș vrea să știu, ești clar, că totuși nu este clar problema. Față de câți bani s-au investit în această lucrare, în această construcție, cu o
I s-a făcut o inaugurare foarte pompoasă, cu muzică, cu artiști, cu ceva. Cu scenă. Cu scenă în fața căminului, da. Noi trebuie să revenim acum cu o altă sumă de bani ca să îi dăm o funcționare a acestui clădiri. Da, deci e ca să ne-a putut inaugurare. Nu, da, deci era inaugurare făcută de fostul primar de Ungherea, cu muzică multă, cu tăieri de panuri și cu nu știu ce s-a făcut de acolo. Eu acum, ca și consilier, trebuie să revin și să ridic mâna, să acord o altă sumă de bani, când acea plătire, la vremea respectivă, a primit aviz că este aptă pentru... Adică dumneavoastră considerați că s-a tăiat pamica înainte de recepție. Deci, din punctul meu de vedere, la acest proiect de hotărâre, eu o să mă abțin. Nu, atenție, domnul, da. Să vă explic. Da. Deci, proiectul de hotărâre care se dă astăzi, da. Suntem de acord cu finalizarea campionului. Da. Urma lui proiectantul va face o evaluare ce trebuie făcut acolo. Deci, dacă este proiectul... Apoi va face iar o ședință, dar aprobarea valorii dat în proiectantul. Deci, dacă este pentru evaluare, pentru aprobare, cu siguranță... Păi, ca să deci, nu o să fiu de acord. Dar mai categoric. Cât el a fost A. Deci a fost A, doamne, nu? În fața, și sunt atâția martori. Deci sunt atâția martori, pentru că erau 200-300 de persoane care îi băteau din papă și aplaudau că satul Curița are în sfârșit un cămin de emisie. Pentru acordarea banilor pentru cadouri pentru copiii din comuna Cașin, sunt totul de acord, ne bucurăm noi cei mai în vârstă de cadouri, de sărbătorile care... Da. O să vină în luna decembrie. Da, băi, copilul că nu așteaptă pe Moș Crăciun și pe Moș Denia. Moș Crăciun. Da, Moș Crăciun. La rectificarea bugetului nu am venit documentat. Iar acum o să trec la proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al comunei ca și domnului Tumosu Constantin. Domnul Curea, o întrebare personală pentru dumneavoastră. Dacă eu aș propune acum, doamne, de la Maslenia, domnilor de la Maslenia, împreună cu domnul consilier, doamna viceprimar, domnul viceprimar, domnul primar, să mergem în punctul Dorca, Haluș. Ați putea face distinție unde este Halușul și unde este Dorca? Eu nu am tăiat pădurile, dar cunosc zona. Domnul primar, deci răspundeți, dar nu mai au loc. Deci, spuneți-mi, da. Deci pentru domnul la televiziune, deci lucrez în domeniul silvic, sunt silvicultor la o folosit din Măsăria Cașa. Deci discut acum ca și silvicultor referitor la ceea ce face domnul Curelea lucrând cu noroi în domnul Pilos. Când a sărit cum obiectul contondent la mine trebuia să fie, se gândească cu toții băi. Dar cum o răspuns așa, politic? Domnul, deci mi-ați răspuns la întrebare, știți unde este Dorca? Știu, știu. Știți sigur? Domnul, deci ați unde este Dorca? N-am fost direct de o col silnic, n-am fost. Nu, domnule, dar atâta timp cât spuneți că sunt tăieri de cap în zona Dorca, în zona Haluș. Vreau să spun că ceea ce vedeți, domnilor dumneavoastră, este o alunecare de teren din 2005, pe care nu se mai... Uitați-vă cu acolo. Domnul, deci gândiți-vă că sunteți filmați și poate o să fie într-un proces. O să fie mărturii într-un proces. Am mai fost prin proces în primărie, așa cum s-a. O altă întrebare. De ce aruncați noroi în doamna domnului Tudose atâta timp? Deci, când pun ilegal, Nu știm dacă pun ilegal. 60 de locuri, aproximativ 60 de locuri de muncă, cetățenilor din comuna Cașin, stau de vorbă cu angajații. Da. Nu vreau să spun ce comportament neolitic, ca așa am spus, v-am dat timpul înapoi. Nu are în acest domnul Bălea, dar compar cu profesorul în joc cu Teutul Dosier. Ia la Corea, hai acum, ce dăm de ție? Ca și Silve Cultor, pot să vă spun că cred că este singura, adică alături de alte firme care exploatează la noi în zonă, cu taxele și impozitele plătite la zi. Deci vreau să vă spun că în silvicultură sunt mai multe controle
decât în alte domenii. Cel puțin la o bolă silnică la Mănăstirea Cașu, vorbesc din cunoștință de cauză. Deci vorbesc din cunoștință de cauză, începând de la audit și până la controle de lucruri care vin de la Legea Națională a Produselor. Și s-au făcut atâtea controle, vreau să spun că această firmă nu s-a constatat. Deci nu s-a constatat. Ești fiul lui, nu putea să fie. Domnule, discutăm, deci discutăm. Pe care unii, să vă spun așa, pe care unii mă cred. Și o ia de bun. Foarte bine. Da? Dovezi. Atunci nu cred că aduc la tătă. Păi tocmai. Știți. Considerați atunci că sunteți o persoană de încredere. Ca și un viitor, poate candidat la funcția de primar din nou. A fost ales primar, chiar dacă am pierdut consumul. Domnule, ce transparență o să considerați dumneavoastră, de bună sau de lea, eu v-am spus o realitate. Iar referitor cu acordarea titlului de cetățean, dar o să fiu într totul de acord, domnule. Totul de acord. Pentru că domnul Băneanu mi-a luat întrebarea. Dumneavoastră a făcut un sondaj, cumva, când i-ați acordat domnul Doamna președintă, domnule primar, doamna secretară, doamnelor și domnilor consilieri, domnilor și doamne de la mass media, vă doresc un an bun, sănătate multă, alături de cei dragi, domnului consilier personal, domnul Nițu Dosei. Văd că ai și pentru alimentii și bănuiesc că deci vă doresc un an bun, sănătate multă, să dăm orgolii pe poate și anul 2016 să facă pe poate. Hai, domnule, vă rog pentru cedere. Da, mulțumesc. Și dumneavoastră? Regina. Ușurică, da. La punctul numărul 1, da, sunt de acord cu prezentarea de buget, la punctul numărul 2 a zis că s-a rezolvat, la punctul numărul 3 nu avem ce face, așa la punctul 4, proiectul întrebind alocarea unui sumă de bani, foarte frumos pentru copică. Mama lor de bani. Da? Așa. Da. La, așa, la proiectul întrebind aprobarea finalizării lucrurilor la Cămin Cultural Purița. Aceeași chestie care tot și domnul Dânceanu, dacă noi putem interveni până când nu se termină acel proces care este pe loc. Dumneavoastră știți mai bine. Așa, la acordarea titlului de cetățean onorar al domnului Tudose Constantin, nu cunosc persoana, nu am avut de-a face cu el, nu am fost la el, nu nimic, referitor la societatea dânsului, la ce își desfășoară activitatea dânsul acolo, probabil este legalitatea atât timp cât nimeni nu l-a găsit în nereguli, sau dacă îl găsește, e problema lui vis-a-vis de administrarea acelei societăți, iar vis-a-vis de ceea ce a făcut pentru această comună, eu zic că nu se pune la îndoială faptul că nu merită acest titlu. Așa, la punctul ăsta, la rapoartele comisă de specialitate,
Da, raportele consilierului eu sunt dator cu el, trebuie să l-am finalizat. Doamna secretară în creștere evidentă. Apreciem activitatea de întâi. Salariul e de minor, trebuie să. Da. Aștept. Aprobarea taxei de salubritate. Aici, probabil, o să fie o problemă. Sigur, dacă 2,5 lei nu s-a putut colecta atât de bine, 3,7 va fi și mai bine. Ce vom face, vom vedea atunci. Da. La extindere, punctul de post, sunt de acord în respectivul domnul de zi. Raportul viceprimarului, da? Un raport destul de bine conturat. Aș avea o chestie să menționați doamna viceprimar acolo. În iarnă, acum să stați și gândiți și să continuăm chestia de la curița, de la podul curiții la casă, să punem pomea, dacă putem, înapoi și să fac o protecție. O protecție. O protecție. Nu vin capnele, nu. Vă le arunc și le mănâncă iar. Și să continuăm chestia, că cred că dă așa o chestie mai frumoasă. Așa. Așa. Referitor la... Așa, la cămin acolo, la curța mai vreau să spun, că când se cu puberile acum, eu zic după părerea mea că în locul ăla ar trebui să dispară platforma acolo, în fața căminului și nu prea dă bine ea acolo. Când o să fie lucrarea finalizată și tot în regulă așa, puberea în fața căminului, zic eu că nu prea dă bine, așa e părerea mea. Acum, dumneavoastră, considerați cum mai bine. Să fim? Și aia vă mulțumită. Așa, referitor la terenul de fotbal de la Curița. Că terenul de fotbal era bun înainte, cum era și se juca fotbal. Eu, când eram copil, jucam fotbal pe drum, făceam porțile, că n-aveam să jucăm. Era pe la Morișcă, pe la Deal, terenul de fotbal, că acolo erau activități agricole. Să nu seamă că acum... Dar cine era atunci? Cine îl păsea? Un profesor. Nu mă interesează asta. Aia face parte interesează. Face parte din trecut. Nu vă lăsați să jucați. Asta face parte din trecut. Dar spune, de ce să noi vrem să... Noi vrem să evoluăm. Și... Dați voi și mie să vorbesc. Mulțumesc. Deci vrem să evoluăm. Deci dacă copiii s-au mulțumit... Eu m-am mulțumit și am jucat în drum, că n-aveam să mă duc la Mărișcă. Ceilalți s-au mulțumit că jucau pe terenul la dâmb și în pantă, că am pus-o da noi niște porți acolo, mi-a fost acolo se place foarte înseamnă că, nu înseamnă că acum nu trebuie să amenajăm terenul sub o altă formă. Deci nu este strâm, acum este stă bine. Cum a spus dumneavoastră Cumprelea, că nu știu cum, că trebuie îndreptat. Nu trebuie îndreptat nimic. El a fost strâm și a fost îndreptat și trebuie să dăm o utilitate, adică să arate, comparând investiția frumoasă cu grădiniță, cu dispensar, cu totul ce e acolo, eu cred că se ar fi tot în regulă așa, să continue și cu acel teren, ca să fie o chestie dusă până la capăt, din punctul meu de vedere. Nu lăsăm pe la clasă, copiii joacă, la Curița joacă fotbal pe... Așa. A spus că trebuie de făcut. Nu, ai zis că l-a stricat cu Dunache. Păi nu l-a stricat, păi l-a făcut, l-a îndreptat. L-a stricat să-l îndrepte, da. Nu, l-a îndreptat, dacă... O așa... L-a stricat, l-a... Păi era strâmb, păi jucam, era în mantă, dacă știți, dacă ați fost acolo. Asfaltarea, din punctul meu de vedere, ce ține de satul Curița, este foarte bine. A fost foarte bine făcută, pentru că deservește puncte care sunt... Vulnerabile. Nu vulnerabile, domnul. Nu, sunt puncte care sunt foarte bune. Deci deservește școala, deservește... A fost viceprimar, nu? Da. Nu mai cursiv, eu vorbesc că nu te-am întrerupt, stai liniște, vorbești. Da, mai spune. Și deci, eu, după părerea mea, zic, pe în ceea ce privește satul Curița, asfaltarea s-a făcut foarte bine pe ulițele care necesita această chestie. Deci, se deservește școala, se deservește biserica, grădinița, acolo, în regulă, nu știu, ma, că sunt, așa de mulțumiri sunt. Probabil trebuia să facă problema, trebuia să facă asfaltare pe ulița primarului, pe ulița viceprimarului și atunci să vedem cum ieșeam, să le arătăm mai mult atunci. Și astea ar fi cele spuse. Da. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Da. Eu,
Rămâneți lasă la urmă, că dar niște răspunsuri. Haideți, domnule. Mulțumesc. Încerc să fiu scurt. Primele patru puncte fac obiectul, s-au discutat, normale. Referitor la Căminul de la Curița, avem și noi, zic, o greșeală. Ca și primărie, când s-a retras firma, trebuia să ne fi dus să vedem care e situația. Pentru că multe s-au stricat din cauza ploii și așa și mă mir totuși cum s-a schimbat mentalitatea oamenilor din Curița. Eu am 50 de ani de când lucrez în Cașin și Curița și cunoșteam foarte bine oamenii. Dar ca să rupi o bancă, o bancă de-aia făcută ca lumea, să scoți scândura, să spargi geamuri, este făcut ceva nu din greșeală, este cu intenție. Ca să spargi ușa, să faci mizerie, să strici un bun care va fi al tuturor, și va trebui să luăm niște măsuri. Noi dacă, aici am să nu uit ideea, primăria și poate și noi ne implicăm prea puțin în activitatea instituțiilor de pe raza comunii. Mă refer, poate chiar și la organe de poliție pe care ar fi să-i solicităm mai mult și chiar să mai întrebăm de anumite treburi. Mă refer și m-a referit de mai multe ori de activitatea veterinară și celelalte activități. Știți că am discutat. Deci și noi avem niște lipsuri. Referitor la atitudinea noastră ca și consilier, găsesc că noi rolul nostru este de a ajuta primarul și viceprimarul să conlucrăm, nu să avem, chiar dacă avem niște obiecțiuni, să le punem cu rolul de a realiza ceva. De foarte multe ori m-am sincronizat în idei cu domnul Mâșu, dar nu pot fi de acord cu câteva situații care le-a ridicat dânsul. În numele Sfântului, n-ar vreau să mai stăm să ne reluăm atunci, acum, trec un pic mai departe. Referitor la apă, iar avem o lipsă a noastră. Pentru că atunci când a fost prima sesizare, după un an sau doi după ce a funcționat apa, trebuia atunci să ne ocupăm, nu după ani de zile când s-au arătat atâtea penalizări. Fiind de vină scripcarul, fiind de vină noi, fiind de vină crabul, cineva a fost de vină. Au fost pierderi, au fost furturi care s-au adunat pe parcursul, că dacă după un an sau doi interveneam, nu ne se ajungea în situația asta. Pentru că și scripcarul are dreptatea lui. Lui s-au blocat conturile pentru 480 de milioane. N-a folosit apă, a fost o acțiune, domnul Culeda, nu-i așa? De înțelegere. Ca să ajute. Bun. Va trebui cumva rezolvat. Aici, iară, zic, n-am nimic cu domnul, respect pe domnul Puiorea, toate, dar eu, de exemplu, folosesc apă, de atât, nimeni n-a venit să-mi citesc pe controlul, nimeni mi-a aruncat factura peste poartă, găsesc factura, plicul cu asta în curte, așa aruncat. Deci, ar trebui o colaborare, o verificare, o urmărire. Ca să nu mai rămână loc de suspiciuni și de nereguri și de nu știu ce. Mentalitatea, și aici am mai subliniat, dar nu avem noi prea mare putere, cum s-a schimbat mentalitatea oamenilor. Păi două mic exemplu. Cu vreo 40 de ani în urmă, era primar domnul Grădinaru, poate mai mult. Era membru, aveam 23-24 de ani. Și s-a pus problema să facă un pod la Moldoveanu din lemn. Să se aducă lemn de la primăria, de la pădurile primăriei. Și în ședința de consiliu, eu m-am angajat, zic, eu mă ocup să aducem lemnul din pădure. M-am dus prin sat și 60 de căruțe s-au adunat și au mers să contribuie gratuit să aducă lemnul și s-a făcut podul ăsta. Deci s-a schimbat mentalitatea. Acum dacă te duci să cauți un om să facă ceva sau să-și facă măcar în fața porții lui, obiecțiuni face. Că de ce e groapă la mine, că de ce e mai înalt, că de ce nu știu ce. Dar ca să ia o, să te ajute într-o problemă, nu te ajută. Bun. Dar aici, asta e cam pe țară, cred că așa. Așa că noi nu o să facem... Revin un pic la problema cu domnul Tudose. Am anticipat, stând de vorbă cu mai mulți oameni, și este o mentalitate a românului. Când vezi că unul merge bine, imediat zici, o, eu pot, stând de vorbă cu oamenii, cam așa merge. Dar eu, iar vă rețin puțin, mie îmi place să mă duc la pădure. La cucalul, la lemn, nu știu ce. Am făcut odată pariul cu domnul Tudose că totdeauna la ora 6 el trecea cu muncitorii la pădure. Eu treceam până la 5 și ceva. Am zis, eu ajung înainte din a dale în pădure. Nu în pădurea lui, eu așa, unde mă duceam. Deci, faptul că se scola
la 5, probabil, ca să ia muncitorii la 6 și ca aleargă. Și mai e o chestie, poate că e un pic cam dur, într-adevăr, dar dacă nu ești corect și dur cu oamenii, n-ai făcut nimic. La dumneavoastră nu fumează nimeni, pauza este pauză. De aia veni acolo, da, nu vrea nimeni. Ferească Dumnezeu, m-am dus odată cu niște vieți, iau niște lumbrăguși. Am putut să... nimeni n-a... Deci, ceea ce se face, se face pentru nevoi. Asta e pe aspect profesional. Pe aspectul ăsta alt, trebuie totuși să subliniem că s-a implicat, fie că a avut, fie că a vrut, și alte probleme, afară de cartea care, într-adevăr, nu mai are rost să mai repete ce s-a spus. Mai am un exemplu. Cineva din Cașe, sau nu, mai să mă deschis firea asta de vorbă cu domnul profesor Zbârcea. Fără niciun efort, fără nimic, a dumnealui, a strâns 20 de copii cu care, pe care îi antrenează la fotbal și el la mână, cu mingea cumpărată de el, cu echipament în geantă cumpărat de el și nu are niciun fel de beneficiu la treaba asta. A reușit să atragă copii și aici aspectul care mi-a plăcut cel mai mult, rolul educativ, că a zis, la mine nu înjurați, la mine nu fumați, nu lipseți de la școală, nu știu ce, pune niște condiții care nu se întâlnesc oriunde. Și în plus face un efort și la mănăstire are o grupă de copii tot la fel. Așa. Am niște nepoate care sunt în clasă la dumnealui. Modul de a fi apropiat cu copiii, le dă copiilor încredere în ei și apreciază și învață altfel. Astea sunt niște aspecte, deci se poate face și fără ca să urmărești un scop material, ceea ce faci pentru comun. Ar fi multe de spus, trec la aprecierea activității celor două doamne, care știu că am lucrat și o perioadă ca viceprimar și nu-i simplu, când unul din lucrătorii ăștia, când i-am zis să facă ceva, am zis, m-a jurat, pune mâna și pe tu. Și am vrut să-i reținem banii. A dat telefon la prefectură și domnul prefect a dat telefon să-i dăm banii, fără să facă nimic. Țiganul mi-a mai zis că și mă... Da. Deci te lovești de niște aspecte care cei care zice, a făcut, n-a făcut. Da. Sunt niște probleme care, și revin încă o dată, ca și consilier ar trebui să sprijinim efectiv și nu să nu criticăm sau să nu arătăm unde s-a greșit, pentru că implicit când muncești greșești și primarul și tot. Și atunci mi-am amintit ideea. Referitor la faptul că s-a asfaltat acolo sau acolo, s-a discutat într-o ședință și am fost de acord când s-a spus să face strada cu tare, să face porțiunea cu tare. Acum venim și contestăm de ce a făcut acolo sau dincolo. S-a spus într-o ședință ce se va face. Da. Cam atât, dar poate ar mai fi multe, dar e târziu. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul. Să mă refer și eu la ordinea de zi. Sunt de acord cu rectificarea bugetului local. A spus informația, au venit și de la Consiliul Județean. O să vă spună domnul primar. Sunt de acord cu aprobarea impozitelor statelor locale, deoarece este un cod de procedură fiscală, la care nu se comentează. Eu nu am văzut ce este drept. Cine vrea să studieze, se adresează biroului de impozite și taxe. Ce privește statul lucrărilor la investiția de construire în agricultura, în care se descurat și foarte multe probleme, domnul primar ne va informa cum stau lucrurile acolo, cum s-a făcut o expertiză și se știe ce s-a făcut, ce a rămas de făcut. Și vom urma pașii astfel încât, din punct de vedere juridic, să nu avem probleme noi ca și consilieri care le ridicăm în acesta. Felicit comisiile de specialitate pentru rapoarte, felicit domnului consilier local pentru rapoartele prezentate și pentru inițiativa și discuțiile care au avut loc de-a lungul anului 2015 în ședințele de consiliu local. În ce privește evaluarea profesională a domnului secretar, este secretarul comunei, se ocupă de tot ce ține de ședințele consiliului local, de informarea noastră și documentarea noastră, bineînțeles, și de multe ori, dat fiind faptul că este consilier juridic, ne acordă și consultanță juridică. În ce privește taxa de salubritate, eu sunt de acord, este un proiect care este pe județul Bacău, sperăm să se vedească mai bine,
doar cu colectarea banilor avem ceva emoții, dar probabil printr-o colaborare cu dumneavoastră și dumneavoastră cu cetățenii, poate vom ajunge la școală 2016 să nu ne plângem de gestionarea mai puțin favorabilă. Din punct de vedere al proiectului de hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnicilor economici, eu zic că este benefică această investiție cu zona Tălpău, dar prin faptul că, așa cum a spus și domnul primar acolo, este un proces continuu de construcție. Și asta este un lucru bun, pentru că virgulă comuna noastră prosperă. Am lăsat la final proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean în onoare a comunei Cași. Da, domnilor, vă întreb așa pe cei care sunteți puțin mai răutăcioși sau aveți oarece dubii. De ce n-a fost un intelectual al satului care să aibă o asemenea inițiativă, care să umple trăuițele satului, care să intre în gospodăriile coșinelor, să ceară detalii din, să ceară detalii de la bunicii noștri, străbunicii noștri, despre aceste porți de lemn, despre obiceiuri și tradiții, despre căruțele cu mobilitier, despre situația, despre beneficiile căruților, căruțelor cu mobilitier. Ce făceau cetățenii, ce făceau strămoșii noștri, că asigurau hrana și asigurau existența familiei. Dar să trecem la titlul de cetățenie. Ați jignit atâția intelectuali în comună, atâția profesori care au făcut da, mers. Ne trebuie. Nu vreți să acceptăm că sunt intelectuali mulți. Nu la nivelul comunei Cașin. La nivel național sunt intelectuali și atât. Au făcut activități culturale, artistice, pe scena căminilor culturale, din casă. Dar totuși să nu mă întrerupeți, că eu nu am întrerupeți dumneavoastră. Așa fac cu unii intelectuali. Trebuie să acceptăm că sunt unii intelectuali. Ați ajuns la conducerea comune. Nu știu. Eu consider că fiecare cetățean al comunei Cașin poate fi invidios. De ce? Pentru că acest orice cetățean este invidios pentru că n-a fost el ăla care a scris această capodoperă. Haideți să nu mai fim răi și frustrați. Haideți să vedem, să fim constructivi și mândri că acest cășunean, Tudose, a dus la departe numele comunei Cașin atât în țară cât și peste hotare. Că ne place, că nu ne place de statura lui, de fizicul lui, de domnule, și a susținut singur. Trebuie să apreciem și sunt convinsă eu din discuțiile purtate cu domnul Tudose, cred că nu se va opri aici, știu că are multe inițiative, știu că are multe idei și mai cred că ar trebui să fim mândri de chestia asta. Sunt lucruri pe care eu personal nu le-am știut până când nu le-am aflat de la domnul Tudose. Despre străbunii mei, despre obiceiuri, despre tradiții, despre absolut, despre Cașin de la origini la prezent. Afaceri. Sunt mulți oameni de afaceri în Cașin. Nu ne interesează pe noi cum și le gestionează. Sunt instituții ale statului abilitate care pot verifica, audita, pardon. Nu ne băgăm noi în chestii. Se pot autosesiza. Cine interesează pe noi afacerea? Suntem invidioși? Facem și noi, domnule, dacă sunt putem. Că a fost, că l-a susținut pe sorori în campanie. Stimabilă, stimați consilierul SL. Sorori a fost susținut de toți agenții economici din Cașin, dar nu numai de ei, și de oameni simpli. Au fost 500 de voturi. De asta se deschemați la poliție. Domnul Preda, nu fiți obraznic. Dar trebuie să vă spun adevărul. Și adevărul, domnul, dumneavoastră înseamnă adevărul. Orice minciună, vei nu fi credibil în fața celor de capa dumneavoastră pentru campania electorală din 2016. Negați faptul că ați împărțit pachete în comună când cetățenii se duc și plimbă? Vă rog frumos. Ați împărțit în comună? Nu știu 4.000 de locuitori cum ați făcut campania electorală în 2016. Nu s-a împărțit. Ați uitat când ați făcut ziua de vot? Domnul Preda, vă rog să fiți Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc. Eu nu v-am întrebat, aveți un pic de bun simț. Ziceți că sunteți intelectuali. Dar
Pentru ce s-a închidat cu Dinia? Pentru ce s-a făcut mai de la Dinia? Dacă ar fi în locul altă, e dar să discutați pentru că propunem... Dar așa nu faci cam ea să vorbesc. De râs ca și consilier. Din cauza dumneavoastră. Iar altă dată s-a întâmplat la fel. Dar ce-o vorbim? Nu se poate așa ceva. Eu știu cum s-a făcut campania în 2008. Nu mă leg de campania din 2012, că eu m-am implicat mai puțin. Dar știu cum s-a făcut campania în 2008. Am pierdut la 36 de voturi, 38 de voturi cu domnul Tudose în frunte, ajutat de Fudulache, să nu uiți domnul Cosmin, niciodată lucrul ăsta. Ajutat de Fudulache. Dar acum m-au făcut campania. Nu mai știu, eu spun că atunci am făcut campania. Nu s-a făcut așa. Nu s-a făcut așa. Nu? Acum s-a făcut așa. Atunci. Asta sunt chemați. Nu ne-a chemat, nu ne-a chemat de neamă. Ai ajuns ca domnule Marian Triganu cu milioane aici la lansarea publicare. Nu mai zic nimic. Da, e zic, e mai cu YouTube. Nu mai zic nimic. Și zic la mașină. Nu ne mai luăm de campanie. Hai să nu ne luăm de campanie. Deci nu m-ați lăsat să termin pe doarea mea din punctul meu de vedere referitor la domnul Tudose. Și continui, pentru că simt nevoia să mă exprim. Nu vă văd bine. De asemenea, ce vreau să mai spun domnul Tudose? Și eu tot este printre domnul doctor. A făcut câte ceva. Și trebuia să apreciem că fiecare la rândul lui a muncit, a făcut ceva și asta să apreciem. Nu că ce a făcut așa și așa. Nu m-au dus cetățenii la mine. Nu, dar asta o să rezolve. Am apreciat și noi numai noi, apreciem ce ai realizat. Și pe... Dar sunteți în echipa, domnul. Eu am apreciat ce-o făcut și Cosac, ce-o făcut și ceilalți. Domnul doctor, cu respect, da. Dar eu nu v-am întrerupt. A, da, adică, sincer. Avem ceva cu domnul Gurel. Eu uitam să-l spus. Dacă voi știu că nu îmi face plăcere să auzi, dar voi mi-aș spune că domnul Tudose, firma domnului Tudose, este printre primele firme care consolidează bugetul local al comunei Cașin cu sume substanțiale. Și tot domnul Tudose, prin firma dumneavoastră, a fost cel care a achesat la toate activitățile autorității locale, din punct de vedere moral și material. Fie că au fost până în 2012, fie din 2012 în prezent. Eu consider că domnul Tudose, într-adevăr, este un cetățean de onoare al comunei Cașin. Că ne place sau nu ne place onoarea, este considerat încă De când a inițiat aceste proiecte culturale, este cetățeanul Cașin. Îl felicit și doresc o putere de muncă și ambiție mai multă, cred că unele replici ale dumneavoastră vor ambiționa mai mult. Să-și ducă la sfârșit toate proiectele. Pentru că suntem un proiect de sărbători. Și mă simt foarte agitată. Și vreau să mă liniștesc. Vreau să vă transmit și dumneavoastră aceeași liniște. Pace în suflete și în casă, și în țară, dar și în afara țării. Să vă dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă, atât dumneavoastră, cât și familiilor dumneavoastră. Și să ne revedem pe 30 de prunușori, aici, cu inima deschisă, cu sufletele curate, pe 30 sau pe 31? Pe 31. Treiam pe 30. Vă mulțumesc și vă doresc la mulți ani. Mulțumim și la fel. Da. Văd că s-a epuizat toate comentariile. Înainte de a da răspuns la întrebări, să știți că sunt foarte indignat și supărat. Și n-am văzut invidia la unii dintre noi, poate să ne întunce mintea până la neolitic. Până la acolo, unul din noi, așa reacționăm, adică invidia. Să știți că invidia se naște din frustrare, se naște din neputință câteodată și din neștiință. Dar să trec la, vă dau explicație. Căminul cultural în Curța, după cum v-am spus motive, s-au oprit lucrările acolo. Ne aflăm cu o structură în faza, avem două procese pe rol. Pentru două facturi în proces, care trebuie să-i plătim, el trebuie să-i plătim, să-i dăm banii. Noi am recunoscut în proces că îi vom plăti acele facturi, dar la adevărata valoare, nu la valoarea care sunt ele de 4 miliarde și ceva, conform expertizilor făcute. Undeva, de vizionare analitică a proiectului, este de 2 miliarde și 600.
nu cât a făcut el de 4 miliarde și au făcut. Mai este un proces pentru o sumă de 55.000 de lei, care a rezultat cu urma unei expertize a unui expert pe nume Potel. La Căminul Cultural avem un proces de asigurare dovezi într-o hotărâre, deci asta pe noi ne acoperă în punct de legal că este o asigurare dovezi. I-am făcut consultul 3 invitații să ne predeie Căminul și le-a refuzat cu toate sistematic să vină. Ia suntem acoperiți că l-am chemat. Avem o expertiză, urmă mai făcută de un expert de la Iași, asupra stării actuale a Căminului Cultural în care se află. Mă urmează ca proiectantul să facă un devid analitic de continuare lucrări și noi să continuăm lucrările la acel obiectiv, fără niciun timp. Mai mult ar face la cunoștință că este un act adițional, care instanța nu l-a anulat. Practica actul adițional anulează și primul contract. Domnul Brian, mă un pic vă întreb în contractul, primul contract. Eu am citit și eu contractul ăla. La vorba dumneavoastră ați prezentat aici de două ori, ați prezentat că și primul și al doilea a avut ca termen de garanție doar 12 luni. Nu, execuție, 12 luni. Deci, oricum ești un... Numai de execuție, dar de garanție. Garanția lucrării în sine făcută. Era în primul contract, era... E proces separat pentru garanție. Nu, este garanție, era de 10 ani, dar corect, 120 de luni. Așa, dar dunatul adițional a anulat. Corect, actul adițional, da. Pe tocmai de asta zic, de la 10 ani, de la 10 ani s-a ajuns la un an, de la 120 da. De luni, care eu am citit acolo. Actul adițional, care noi l-am atacat în instanță, l-am adus contractul. Instanța, judecătorul ne-a anulat contractul, dar actul adițional nu. A rămas în picioare. Da. Vis-a-vis, ce întrebări ați mai avut? Distanțe de amplificare. Să știți cum au utilizat cu toți distanțe de amplificare și nu numai, că dă și eu fac confirme cei de la prezentă, că știu că lucrează așa ceva. O stație modestă de amplificare costă în jur la 10.000 de lei. Dacă dumneavoastră sunteți de acord, modestă, deci nu foarte bună, sunteți de acord că anul viitor să prindem în bugetul, cu anul 2016 să cumpărăm o stație de amplificare cu boxe, tot ce necesită ea, o luăm. Dar dacă luăm o stație bună de amplificare... Dacă sunt evenimente culturale, trebuie luat. Bine, asta e părerea. Unii o să băgăm în buget. Vreau să vă rețin o secundă. Am aprobat în Consiliul Local o lucrare pentru cămin, curiță, cașin, cu lățime, cu modernizare, cu lucrurile, în care intra și stația de amplificare. Acum intră, da. În proiectul respectiv, atunci, și aceasta... Dacă gândesc că mi-aduc aminte greșit, nu se scuze. Am aprobat acest lucru. Boxele în perioade nu le poți lua. Aia cu stații de amplificare, în loc. Aia, viță, mașină, deci una mobilă. Nu sport la șase. Da, mă rog. Apropo de stadionul de cum cănați. Nu sunt numai două echipe care joacă fotbal acolo. În afară că sunt cele două echipe de seniori care joacă fotbal, dar fac și antrenamente, dacă în fiecare zi, vara asta, a fost antrenamente pe acel teren, e și echipa de copii, în loc 12 ani. Aici trebuie să investim noi banii, cu poate vara. În acești copii, să crească armonios, să crească sănătoși, sănătos și să facă până un sport, decât să apuce de alte minuni. Vis-a-vis de biserica la Curița, nu s-au plătit cei 50.000. Constructorul a făcut lucrarea de elevație, dar nu a adus fii. Le-a adus unele greșeli și a fost întors înapoi să le explice să ajungă la valoarea adevărată la ce a turnat acolo. Ajutorul de încălzire. S-a dăm pe două luni, fiindcă cine a gândit să dăm pe două luni? E posibil ca la unul dintre ei să le tăiem ajutorul sau să suspendăm, că am mai procedat cu domnul viceprimar, că e fost să iasă la ore, și atunci dându-ne pe toată perioada, toate cele 5 luni, să fie nevoie frumos să le recuperăm bani. Și atunci le dăm prin anul iunie și decembrie, acum în decembrie, în ianuarie le vota pe ianuarie sau la Paști, când au nevoie iar de bani, le vota diferența de bani pe 3 luni. Vis-a-vis cu proiectul sau cu drumul. Cum a spus și domnul doctor, a fost discutat drumurile care vor fi asortate în Consiliul Local. Consiliul Local a fost de acord și a aprobat această investiție. De ce să ne întoarcem asupra lor? Până acum s-au investit lucrări de 20 de miliarde de bani vechi, s-au plătit 10 miliarde și acum, și de astăzi, am mai primit la guvernă 10 miliarde pe care astăzi i-a băgat un buget pentru rectificarea de buget. Și vor plăti, probabil, săptămâna viitoare, după ce trezoreria ne va deschide de prietenii, să putem plăti la costul. Un lucru bun este că, până la 30 decembrie, vom primi și banii de la AFIR cu podul și vom returna cu mutul la bancă.
Iată că a luat acel împrumut, nu degeaba, a terminat codul și plătit practic o dobândă de vreo 3 sau 4 mii de lei. Atât. Eu zic că s-a meritat efort pentru a face această investiție și nu a rămâne blocat în lipsă de fonduri. Cu dezbezirea. Da, se plătește dezbezirea pe anul 2014-2015. 34.000 de lei, cu tot cu TVA, reprezintă valoarea dezbezirii de anul trecut. Nu s-a achitat nicio factură până la data actuală în lipsă de fonduri. Cu domnul Mușu Vasilică, nu știu, nu înțeleg, dă-ți și face campanie foarte bine, să și-o facă, să fie sănătos sau nu și-o face, dar a fost, vă spun, singur consilier, dumneavoastră a suportat orice investiție care s-a opus la orice investiție de la începutul mandatului, de că sunt în 2012. Dă-ți spune de cu proiectul de realizare, care este adevăr, dacă am depunit de proiectul, are o valoare de 2,5 milioane de euro. Într-adevăr, asta ajunge. Stația de curare, extinderea de apă și canalizarea pe 30 metri din satul Cașu. Poliția nu mai face lucruri. Spune de master plan. A uitat. Uităm cu toții, că toată nu suntem atenți sau nu stăm. S-a aprobat un consiliu local, master planul județului Bacău, în care comuna Cașu a fost propusă pentru rețea de canalizare și extinderea de apă, inclusiv statul Poliția, a valoare de 5 milioane 600 de euro. Este aprobat un consiliu local. Noi în ședință am aprobat acest lucru și facem parte din master planul județului Bacău. Dacă mergem pe master planul județului Bacău, nu știu cum vom beneficia. Va fi anul 2017, 2018, dar până în 2020 vor fi finalizate. Vor fi finalizate, dar va beneficia întreaga comună. Dacă mergem în proiect propriu, vor beneficia 3 sferturi dintr-un sat. Dacă s-a asfaltat strada primăverii și 22 decembrie, a fost supus o consiliu local și aprobare. Domnul de acolo depinde foarte... Strada primăverii, scuzați-mă că eu așa am înțeles, poate să-mi tâmp eu. Eu când ați venit dumneavoastră, eu m-am dus acolo pe strada primăverii. 300 de metri, atât trebuia asfaltată strada primăverii cât are case. N-ați asfaltat 800 de metri și faceți o legătură pânțarnă cu drumul ăla care duce la boierea aia pe acolo. Dar nu faci cum legătura. Atenție, legătura... Cine a făcut? Păi tocmai de asta vreau să vă întreb. Cine a făcut legătura? Cine acolo a asfaltat drumul de servitude. Este drumul privat de servitude. L-a asfaltat un Nicușeapă. Bun, dar cum l-a asfaltat chiar acum când am asfaltat și noi? Andreea, cum ne-a putut să-l asfalt bine mai înainte cu 2 săptămâni? Nici nu a putut. Banii lui. Banii lui. Domnule, eu cred că acolo e o... Care aveți suspiciunea asupra lucrurilor? Am pus suspiciunea asupra cantității de asfalt. Da, scrieți de parte. Cum să vină un bus? Dar nu că nu te bag eu... Dar nu mă băgat cu mine, domnule. Dar eu v-am spus că ai chestia așa o chestie deranjantă. Nu facem 3 zone de până la municipiu, dar facem pentru 7 și pentru... Dar nu am nici eu că cum asfaltul 2. S-a făcut un locuitor cu domnul acolo. Gata, eu am înțeles. Cât sunt case... Perfect adevărat, aveți așa. Dar dacă nu sunt case, bă, întreb. Și eu fac unde am case. La ajutul la ultima casă. Tot să n-ajung, eu n-am fost acolo. Domnule, eu fac parte din categoria consilierilor care, dacă se face ceva, mă duc cu mașina și văd dacă s-a făcut. Dar nu mă ridic mâna. Lasă-mi să aibă și bordă și asfalt. Arăți iar capul. Te uiți la Haideți să trecem iar să revenim. A fost aprobat cu 800 metri și cu, există proces de verbal de ședință, există proiect de hotărâri în care s-a aprobat cu 800 metri și cu primăverii și cu 22 decembrie la fel. Dar acolo ne vin bani la bugetul local mai mult decât a venit în satul Cuița. Fiindcă sunt case mari, sunt case cu etaj, oamenii sunt potenți, mai mult atât sunt contribuabili corecți. Chiar și la casa de salubrizare, ei sunt mai fieri, dar cu doar. Nu mai spuneți lucrul ăsta. De ce? Toți suntem cetățeni, toți suntem oameni cu aceleași drepturi. Ce-a făcut? Suntem... Când... Păi nu pun până la domnule, țigani, sunt țigani. V-am ascultat puțin. Nu mai spuneți, faceți pentru oameni, nu pentru boie. V-am zis, faceți pentru oameni în general. Faceți discriminare dumneavoastră. Când dă bani mai mulți ani. Nu mai spuneți lucrul ăsta, chiar nu. Nu dă bani, dă banii comuni. Și banii ăia se folosesc și datul cu Ita și datul ca și la aceste de care se fac. Nu, nu sunt mult de uriți de asfalt în comuna Cașin să facă legătura cu DJ. Vă faci asta. Vă faci asta. Păi dar nu mai spuneți, măcar treceți peste subiectul ăla cu asfaltarea care îi deranjează. Că ce? Că spun adevărul. Nu spun adevărul. O să vă zic că... Ați aprobat și cu... Păi, că am aprobat. Am zis că faci și alte, dar de unde tu șmecherași ne-ai făcătit? Ia uite.
Mulțumesc frumos, domnul Guvern. Da, ce? Eu vă apreciez. Și eu, dar ce? Nu, eu mă abțin. Și mechera și-am ajutat la urmărea. Dacă n-aș mechera, nu era la altă parte. E, da, mai e timp. E, mai e timp, sigur. Hai să nu mi-am menționat, că lăsăm lucrurile să nu mi-ar așa. Nu mi-aș pentru că nu mi-aș bine, bine să fac. Tot la domnul Mușu, convinește iar grupul sanitar la școala Cașa. Domnule, dacă aveți dubii asupra lor, apoi vreau să puteți spune. Scriți la alte organe abilitate care să vină să verifice această lucrare. Nu am niciun emoții. Acolo a fost un proiect făcut un proiectant, se poate verifica că proiectanta care a făcut proiectul acolo nu a mai făcut niciun proiect cu primăria Cașa. A făcut proiectul, a chiar contractul cu școala, nu cu primăria. Noi am făcut altceva să subvenționăm acea lucrare. Lucrare care a fost verificată cu curte de contul și a ieșit ca bine. Dacă aveți dubii, de ce veniți tot timpul când scapă la vedere și să spuneți același lucru? Repetați până cu reala vizită de vreo 2-1 zile. Repetați același lucru cu grupul sanitar în fiecare ședință. Ce vreți să demonstrați dumneavoastră? Domnul, dacă este un nebun, să-i dați urcare abilitate să verifici. Și dacă primarul domnului este vinovat, va da explicații și va fi eu o sancționat. Dar eu zic, nu sunt la nicio bine. Acum să ajung că am terminat cu o întrebări platformă după noi. Să știți că am făcut o evaluare a situației în comună și vreau ca în ianuarie, după ce cu vede, să desfințim toate platformele. Să nu mă rămân niciuna. Că dacă rămâne una, vor părea în capul statului parcianță la platforma aia și că există posibilitatea oamenii să-și scoate ei cu vedele la un punct unde mașina nu poate intri. Ei au fost necomozi, firma respectivă. A fost poliția mai strâmb, că domnul nu poate intra. Ba da, poate intra și în poliția, până la un mic interstiție, dar acolo oamenii cu bine în ziua când vine este nici cu noi. Le descarcă mașina și își le ia acasă. Se poate și sau să-și aducă mașină mai mică. E o variantă și asta. Să ajung la domnul Sucăști. Nu știu, eu nu am fost invidios niciodată cu nimeni și nici nu voi fi. Asta poate spune motiv despre mine. Dar ca să nu-i acord un merit unui om cum Josie Constantin, care tot ce i-a făcut, nu a făcut pentru a promova pe dânsul. N-avea nici interes. Totul a fost pentru promovarea Comunii Cașa. Există un filmuleț pe site-ul Comunii, unde noi am fost la trimit la Muzeul Național pentru Impozitul din București, împreună cu o echipă, nu cu un tot singur. Eu, pe primarul, cu o echipă de prieteni Impozitul Național, și am promovat Comunii. Acolo s-a vorbit despre Comunii, nu spune totul toți. S-a vorbit despre satul Cașa, despre satul Cuița, despre Comuna noastră, despre Valea Cașa. Nu s-a vorbit despre Josie Constantin. Există filmul, cine vrea să vadă, să vadă. Probabil că unii nu pot să vadă. Îți spun niciodată cu ochi și nu mai poate să vadă acest lucru. Contractul cu Emilia, da sau nu? A fost anul cu Codrea făcut cu PTV, anul ăsta nu avem. Și nu s-a făcut nimic cu PTV anul ăsta, cu ce a filmat. Am trecut și am fost și am promovat cu Comuna. Și n-am fost contract de 5 de euro favorit domnul Curea. Ai fost singur de acolo și ai întâlnit. Eu cred că Comuna. De care ai făcut un mandat de 50 milioane cu treabă favoritul, ai fost la favorit și nici n-ai reușit să prindeți Comuna tot. Și la președinte. Și la... Da, nu m-am ferit de acest lucru. Există serviciul contabil, există serviciul contabil care vă interesează, deci la contabil și o să vă scoată cât despre balanța contabilă și cât v-ați dat la potrivirea banului. Cât? O să vă duceți la contabil. Nu știu. Deci la contabil. Dar mai niciun lucru, dar te-a fost uitat să știi. Treaba, vine filmează. Atenție, vezi la dumneavoastră, tu și-ți văd de ei. Sfăniră de ei. Deci am fost acolo. Nu mai tot se-a avut... Gati cu voi, vorbim de alte lucruri, domnul Curel. Aveți motiv? Nu prea avem. Gati cu voi. Nu aveți bun. Bun. A, s-a vorbit că tu poți să-i arătica cu un corp, cu un rogen, nu? Să-l lovească domnul Curel, că l-a face parte în neolit. Domnul Curel. Dar când a fost lovit domnul Băleanu, a fost lovit domnul primar, a fost lovit domnul Șeghiț cu Iurea, spune-le acolo. Și doamna, și ce stați cu partea noastră? Da, și n-a făcut la pe asesizări și ce ați rezolvat? Păi nu mai niciun, nu a fost subiectul de campanie. În 2012, am fost în Neolitic. În 2012 n-ați făcut subiectul de campanie. Am făcut în Neolitic, tot cum ești făcut în Neolitic. Cât n-ați spus? Primitiv. Cum ați spus dumneavoastră? Mai primitiv ca domnul Băleanu. Domnul Băleanu m-a lovit. Dacă vă lovea? Te-am adus pe listă în care e corpul de aici. Dar doriți nouă aici prima domnul Gurelea 2002. Nu știi să... Dar, da, îmi pare rău. Haideți să spun. Îmi pare rău. Dacă trei și așa. Haideți să lăsăm să dea răspunsul domnul primar, vă rog. Da, îmi pare rău că am participat și la acel acel. Nu l-am văzut nimeni. Acum ar trebui să-l descoperă. Foarte. Aveți ceva
răspuns? Păi a fost un genes. Genes descoperă, nu așa. Haideți să... Dacă trebuia lucrul băților, domnul Ucrărea! Dacă s-a da, dacă s-a făcut campanie Murdar, tot îți bat ea pampiul Murdar. Murdar a făcut culerea. Este film pe YouTube, care nu-i știesc, în care un băiețel în Blașca, un băiat în Blașca, așa cu 100 de lei în mână, să trăiască de primar și mai de un primar. Și ăla cine era atunci primarul care avea la sare? Domnul Ucrărea! Este filmare! Nu vorbi, ce ce un altul de filmare. E de fapt așa ceva, cine știi pentru ce am dat eu? Am asumă și că nu are să ne aduc aminte. Au venit niște... Dar nu știu, nu pe primul ridicul. Mai aveți ceva de... Cam atât am avut, am avut să vă spun. Eu, tot la sistemul decembrie, cum ați făcut oscurări, eu vă urez un... Acum au Crăciun fericit celor care nu le vom întâlni. Vă aștept sâmbătă la Crâncul Cultural în Cașin, la ora 11, când vom aniversa împreună 150 de ani de la școala Cașin. Dacă sunt intelectuali în Cașin, sunt foarte mulți intelectuali, dar nimeni nu a venit cu ideea și nimeni nu are documentul prin care să ateste că sunt anul ăsta sprijinit cu 150 de ani de la învățământul din satul Cașin. Deci, atent. Și ăla a fost tot un lucru. O întâmplare a torții, a vieții. Dânsul este acolo la locul solidit când trebuie și cu idei bune pentru noi. Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc o dată. Îl face și toți unul cetățean să văd că mă întreabă lumea ca să știi ce răspund. Da, da. Sâmbătă îi voi mâna acest titlul cetățean de oare acum în Cașcă Mărești. Nu, e aniversarea școlii. Ori aniversarea școlii, ori aniversarea. Nu, aniversare, într-un cadru festiv. Tu poate mâna și acest titlu. Aveți vreodată ceva? Domnul primar, știți ce vă rog? Spuneți măcar, ca să și televizează, spuneți măcar că domnul Tudose, dacă îi se va acorda titlul de cetățean de onoare, va primi doar o plachetă sau o diplomă și cum unii spun, domnule, că o să-i dea prim, nu-i dă primăria niciun ban. Spune-ți, domnule, pentru lucrurile astea. Că titlul este astea... Acordarea titlului de cetățean de onoare unui individ, unui om... La unii sportivi s-a mai dat, va un apartament în Galazul, nu te balu Simona Valeriu, de la Simona Valeriu. De asta spun. Spuneți că nu o să beneficieze. De cât o timp, nu? Și mă mulțumesc cu acest nume. Porecla noastră este munteană. Într-o 105 ani, unii au venit aici din muntele de munte pe Suprahova. Alții poartă niște porecle mult mai multe. Deci eu sunt de două ori munteană. Deci tot mama și bunicul, cu partea erau așa, pentru că așa, pentru că n-au venit la muntele. Eu sunt, ar trebui să fiu primul care să fiu invidios pe vărul fiel. Cum am observat, unii din familia noastră sunt invidioși fără să se stă de atovață. Și nu sunt. Și vă vorbesc un individ care iubește cartea, care are 1500 de cărți acasă, care a citit 1500 de cărți, poate și mai multe, e lipsa de modestie, eu să o trec cu vederea, care are 60 de ani, deci vârstă de coacere. Și o leacă de înțelepciune, dovadă că nu voi atinge pe nimeni, deci nu voi jigni absolut pe nimeni, doar eu știu, a zis, că și îl cunosc văzut eu. Vă pot, mulți să-mi doresc de talentul literar, vă pun la dispoziție cele 50 de scrisori pe care le-am eu de la el, de la corespondență, de la Narman. Și să vedeți ce înseamnă paină de la 20 de ani. Mulți care vorbesc nici n-au citit cartea, care este un poem adevărat. Eu am citit-o înainte de a fi scris, de numărul ăsta, manuscris, așa. După aceea vă propun să citiți monografia școlică și care va apărea nu târziu, nu scrisă de un intelectual, nu de un profesor. Toată stima pentru cadre de lac și pentru intelectuale. Dar nu avem de la domnul Căsăraru până la Văruteu un individ cu diplomă de intelectual care să știe ce ne-a lăsat două, trei pagini. Cum este anul asta? Aici și anul poezia. Și mă joc cu ăsta de 40 de ani. Deci lucrez la primărie, adică am 60 de ani, am experiența a 40 de ani. Se va în 16 ianuarie 75, când se nășteau ăștia tine care vin să revoluționeze țara, dar atunci măcar nu vreau să aici, pentru că primării. Știu și Cașul. Cunosc Cașul. Cunosc pe vărul teu. Deci eu era, trebuia să fiu prim și dar eu sunt cel care am învățat lacrimi de bucurie când am văzut
ce a fost în stare să facă unul din sângele meu. Asta e problema. Să dumneavoastră și alții din sângele lor, tâmperii că spui de doamna Cincuia, domnul Cârjeu, cum n-au crezut. Domnul Cârjeu era singurul, bărutierul, singurul elev care în timpul cursului învățământului la el, este, care spunea, zicea, cum zicea, e singur și cu Ion Moran, care îl punea în dificultate. Și si, mi-era teamă când vine și cu întrebări la care nu sunt eu în stare. Uite și Moran meu, prietenul de peste mare, este autorul unui cărțului. Atât de vers. Atât, asta este. Vine scriitori de acum, că au fost inspirați. Vede ce, eu, domnul Comăne, ce a zis? Ai, Nicule, eu credeam că ție ți apare. Pentru că eu mă jucam cu, eu cum contrazicea domnul Teu, pe domnul, așa contrazicea cu domnul Comăne și la literatură. Au fost niște chestii. Prin urmare, nu mă trag dintr-un neam de ogheală și vă rog, bă, domnule, ne-a dus domnule acolo, domnule, ne-a dus în Franța, ne-a dus în numele, până la poarta țării, până mai e atunci cu numele de cașa, atât. Și la Onești se mai zice, hai să fim serioși, prin urmare, nu vreau la soară, acum să l la. Dar dacă vrei să-l dea lui Tiglo acum, nici altuia nu trebuia să-i să mai dea până la el. Și mi se pare că cei care au luat, a fost o leacă cu gravă. Păi mie de domnul care a făcut o ambargam de monografie, domnul Simeon, și deși dai, ce aia e monografia? Sunt serios, domnul. Oameni, am citit-o, dar am citit monografia, am luat uitut la Bogdănești, la Buciu, pentru că îmi place, planivez, am citit, am luat, dacă nu sunt iubitor de carte. Și nu sunt talentat orator de cine mai vorbește în căciune ca vorbitorul? Cine mai vorbește? Hai fi serios. Ne-am învârtit aici și facem politică de 3 zile și ne-am obișnuit să spunem două fraze bătut din cap. Hai să vedem. Prin urmare, nu am un imbecil, nu va vota această... Da, proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu mă abțin. Domnul Vădan. Da, pentru că Mușu se abține la toate. Păi, uite, deja l-ați zis, sunt consilieri care nu au venit la ședință din cauza lui cu toții. Mușu a plecat să nu audă de... Moise, Moise, adică la ceva. Mai sunt consilieri și... Dar la început, proiectul 3 votează toți, mai puțin domnul Mușu, împotrivă domnul Mușu și se abține domnul Vărană. Punem două abține. Deci domnul Mușu se abține să voteze, practic. Nu că era timp potrivit. Se abține, pur și simplu. Proiectul de la punctul 4, în privința cadourilor pentru copii, cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc. Unanimitate. Proiectul 5. Privind aprobarea finalizării lucrărilor la investiția construirii Cămin Cultural s-a furizat, cine este pentru? Cine este pentru? Pentru expertiză. Pentru expertiză. Pentru proiectare. Da. Dar spune finalizarea? Nu, vine cu banii, cu negoții. Nu trebuie bugetată lucrarea, cu trebuie să finisă pe pomii de capăță. Da. Deci, proiectul de la punctul 5, unanimitate mai bună, se abține domnul Mușu. Adică 10 pentru și 8 cine. Da. Punctul 6. Proiect privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Comunei Caș și domnului Tudose Constantin. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Trebuie aprobat două. Cine se abține?
Abține. Cine se abține? Vedeți că ați jignit consilierii, nu toată lumea trebuie să fie de acord cu propunerile voastre. Deci câte abțineri? Mânșu, Curelea și Brevene. Și mai lipsesc doi consilieri tot de, să nu-i vadă. Doi Murus și Iusif. Și dăm dumneavoastră cu Curceana? V-am arătat trei. Mânșu, Curelea și cu Somnul Brevene. Am crezut că vă abțineți și dumneavoastră. A, nu, 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 și restul sunt pentru, da? Da. De două ori. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pentru anul 2016 în cuantum de 3,76 lei de bani. Cine este pentru? Cine este împotriva? S-a fost unul, am văzut că organizăm cu suplimentare, nu am lipsit câteva minute la început. Deci s-a votat suplimentarea ordinei de zi cu trei proiecte. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate, care s-a și prezentat. Aprobarea taxelor de colectare și transport și indicatorii tehnico-economici pentru expunere iluminată, vă rog frumos. Deci, încă o dată, cine este pentru proiectul de hotărâre privind taxa de salubritate pentru anul 2016 în cuantum de 3,76 lei de bani? Cine este împotrivă? Eu mă abțin. Vă abțineți? Eu mă abțin, da. Cu abține, domnul. În abținere este apără. Trebuie să vă ia cu noi o jumătate. Nu, o problemă e că încasarea banilor să fie. Să ajută din lucrurile de cazuare în chestie. Voi face niște jocuri celor de la bani. Aici, la primărie, aici. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor de colectare și transport de deșeuri. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Se abține. Deci 9 pentru și 2 abține. 3 abține. 3 cu domnul Mușu. Și a treilea ce? Curelea, domnul Băleanu și domnul Mușu. Proiectul de hotărâre de la punctul 3, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru extinderele A în Tălpău. Cine este pentru? Deci numai în Tălpău. Pare mi se că acolo am văzut și primăverii. Cine este împotrivă? Nu, e numai Tălpău. Numai Tălpău. Se abține cineva? Domnul Mășu. Unanimitate? Nu. Deci domnul Mășu. Nu. Mulțumesc pentru participare și încercați să vă mulțumesc.